un pic așa. Bă, dar i-am dat și viteză, nu se poate așa ceva. Bă, deci dacă vă zic că ăsta o să ajungă cel mai întreg jos, o să își rupă roțile. Băi, ești nebun că nu și le-a rupt atât de tare. Bă, bun, ce e, mă, Belengerul ăla gigantic zburător negru mare? Astăzi v-am pregătit un video de BeamNG Drive în care o să vă arăt cea mai șmecheră hartă de pe planeta Pământ. Sunt aici cu Loganul ăsta de poliție și dacă este să ne uităm de jur împrejur, bă, nu pare să fie cine știe ce, da? Dar o să vă arăt că dacă îi dăm un pic de talpă Loganului, ia uite câte rampe avem, oameni buni. Până și asta pe care mă aflu eu în acest moment este o rampă, așa că o să-i dăm cea mai mare talpă acestui Logan de poliție care m-a oprit toată și mi-a dat amendă vreo 6 milioane. Da, nu trebuie să vă mai povestesc de chestia aia. A sărit tare de tot Loganul, a sărit bine de tot. 200 și ceva de kilometri la oră avea. Foarte aiurea de pământul ăsta. Bă, s-a lovit și nu s-a mai mișcat. A stat acolo, ești nebun. Am spunat o grămadă de mașini, oameni buni, l-avem pe Fulger McQueen, avem o Dacia Sandero, dar nou, avem un Rolls-Royce Ghost, avem un BMW de ăsta șmecher, oameni buni. Asta este noua serie a 7-a, pare. Actually, nu e noua, noua are farurile la fel, dar asta e destul de șmecher. Avem un BMW M2, avem acest BMW M8 și, desigur, mașina de poliție Dacia Logan și le vom băga pe toate astăzi. Hopa! Cred că avem o mică problemă. E posibil să fi făcut o mică greșeală și nu voi putea să salvez această mașină până nu apăsați butonul de like. Deci dacă apăsați butonul de like chiar acum, mamă, ce tehnici de like-uri mai am și eu, ești nebun. Dacă apăsați butonul, mașina va fi salvată. Ia uite, băieți, gata, mașina e salvată, ați apăsat like și dacă îl scoateți, să știți că o să aflu unde locuiți. Bun, îi dăm mare talpă pentru că astăzi vom intra în rechin. Oh, stai, trebuie să rămân pe... Nu! Era să pic de pe asta. Deci eu trebuie să rămân pe aceeași culoare, frate, eu voiam să schimb pista pe care merg. Overrev risk, păi, mama, are 300 de km pe oră în momentul ăsta. Am intrat în gura rechinului și... Bă, sincer, n-a fost foarte rău. Dacia Logan chiar s-a descurcat. O să o lăsăm acolo pentru că vreau să încerc acest... O, mașină idiotă de cu spatele. Bro, oh my god, okay, o să-i dau iar o home. Bro, mașina asta e efectiv imposibil de controlat. Nu știu pe unde să mă duc, da. Ok, nu, întoarce-te cu fața ca să putem să... Îi dăm viteză, te rog. Bro, nu poți să fii serios în momentul ăsta. Fulger McQueen, ai avut un singur lucru de făcut. Uite-te la el cum stă cu craci în sus și se duce pe pantă în jos. Oameni buni, deci eu nu pot să cred că am spunat o asemenea mașină. O să rămână blocat aici, nu? Pentru că genii e foarte... Oh, n-a rămas blocat. Arătat rechinul complet. Like, arătat rechinul complet. Așa că o să încerc... o să încercăm. Mă, de ce tot faci drept? Oh my god, am lovit mașina aia. Oh my god. Promit că asta nu o să se mai întâmple. Nu o să mai rămân blocat. Let's go. Bun, avem mașina pe pistă. Îi dăm talpă să... Bă, să simtă, mă. Să-i dăm în gură, mă. Să-i dăm în gură. Ca să intrăm în gura rechinului și ia uitați acolo în dreapta, avem un vierme interdimensional. Am pierdut controlul. Nu, l-am recăpătat că sunt Mihai Schumacher și am 320, 320, 330 de kilometri pe oră am avut. Oulă, direct în limba lui. Ok, primul Logan, sincer, cred că s-a descurcat mai bine decât această versiune nouă de Sandero. Hai să vedem acest Rolls-Royce. Mamă, câta mașina. Bă, deci asta e una din mașinile mele preferate. Deci Rolls-ul face mașini mult prea frumoase. Haide să mergem tot pe pista roșie. Am avut și bară față la BMW M8. Deci nebun. O să luăm un pic de fund și îl tragem. S-a rupt ceva. Gata, e ok. L-am pus pe pistă, e bine. Mamă, a avut și stop. Nu mai are stop. Cred că e 2000 de euro numai stopul ăla. Bun, în momentul ăsta are foarte mulți kilometri pe oră, are 300 de kilometri pe oră și încă e în drive, 350, 400 de kilometri pe oră a avut. Oh, bro, what?
S-a făcut plăcintă, nu pot să cred. S-a turtit și s-a îndoit irea la așa ceva. Mamă! Ia uite seria 7-lă ăsta ce fuge. Nu știu de ce, cam trage de volan înapoi așa ciudat. Aoleo, frână, gata. Bro, oprește! Doamne, iartă-mă. Bine, atunci hai că facem o chestie. O să o resetăm doar ca să nu mai fie lovită și o să mergem pe pista roșie, oare? Mamă, ușor nebunule. Bun, mergem pe pista roșie. Ok, pe pista, let's go. Bun, și acum îi dăm mare goarnă la BMW-ul ăsta, seria 7 aurit. 400 ceva, mama, ăsta a fost mai rapid. Mamă, cât de plată a ajuns și asta, bro. Bro, deci dacă ai viteză prea mare, pe pista roșie, efectiv, îți aplatizează mașina. Deci se o face cea mai plată ever. Hai să-i dăm un pic de talpă și acestui BMW M2. 100 și ceva, nu? Ce e asta, frate? Mai bine mă plimbam cu Dacia de kilometri aia. Aparent am drive modul în control. Haideți să-l schimbăm în sport. Și hai să încercăm și altă pistă. Ia să vedem care pistă. Pista asta de aici, de la capăt. Vreau să o încerc. Bun, și o să-i dăm un pic așa. Bă, dar i-am dat și viteză, nu se poate așa ceva. De roată îl tragem. Gata, am luat și virajul. Gata, e timp, o să-i dăm. Ce are, mă, mașina asta? Pusese frână, începea să o ia la stânga sau ceva. Deci ăsta e M2 KS de la Counter-Strike. Asta e versiunea de Counter-Strike a BMW-ului M2. S-a plafonat la 400 de kilometri. A lovit limba și tavanul. Și este și el în gura rechinului și arată destul de oribil. Bă, a mai rămas doar acest BMW M8, care e, băi, sincer, e o mașină foarte frumoasă. Deci mie chiar îmi place M8-ul ăsta. Păcat că ăsta e în patruș. Băi, și fuge, dar nu fuge atât de tare. Cât are? 200 de km pe oră? Da, nu știu ce să zic. Hai să ne izbim de zidul ăsta cu 205 de km pe oră. Am făcut seria 1 din el. Bun, deci hai să mergem. Mă, la portocaliu nu prea am fost, nu? Am pus, ce-am pus la portocaliu? Am pus o mașină. Da, gen pot să rămâi. I-am strâmbat o țeavă pe dedesubt. Ce părere aveți de asta? Și acum nu merge decât în frânată. Ok, cumva gen am recăpătat controlul. Dar nu e cel mai bun control ever. Stop! Am schimbat pista! O să ratăm rechinul, dude! Nu! Înapoi la rechin, te rog! Firar! Mamă, dar rechinul ăsta chiar iese din apă, ești nebun? Bă, a fost o încercare bună, numai că de data asta nu. O să încercăm să avem suficientă viteză cât să nu fie probleme de genul. Hai să vedem ăsta cât reușește să prindă spre gura rechinului, după care o să mergem la, cum îi zice, la vierme, să vedem la vierme cum e. 300, 400, 400 ceva la oră. Mă, cam toate au prins 400 la... Mamă, ăsta s-a lovit de două ori. Și a ajuns și el mare pachet aici. Arată... De ce să mint? Arată căruță. Am adus toate mașinile aici, oameni buni. Haideți să selectăm una care e un pic mai în față. Avem și această Toyota Supra. Uite așa, bun, perfect. Și acum îi dăm... Îi dăm în gură, bă, o călcăm pe gură, mă, o scuipăm în... stai așa că nu mai contează. Pe acolo puteai să faci o chestie, să mergi peste cap? Gada, o să fac stânga. Ui, nu puteam să fac Am putut să fac stânga. Oh my god, fix în dinte! Mamă, fix în dinte, oameni buni, Ce s-a întâmplat? Nu mai văd nimic, e cu fundul în sus tot. Mi-e greață, mi-e vomit. Vomit pe clip în momentul ăsta, oameni buni. S-a făcut bucăți rău de tot. Bă, da, cât de departe poate să pice? Deci mă uit în momentul ăsta. Vai, mamă, cât de departe poate să se ducă. Fix lângă apă. Nu știu dacă mai ajunge și... Ajunge și în apă. Bun, am ajuns în viermele interdimensional. Și acum e timpul săracului Sandero să facă fix aceeași chestie. Ia să vedem.
I-am dat un pic de viteză, dar nu prea voia el așa, era cam timid, l-a văzut, a mers puțin între întâia, după care era ceva gen, nu bro, nu mai vreau, nu, 300 de kilometri, 300 de, mamă, over rev direct, hai să nu sărim pe rampă de data asta, să intrăm așa pur și simplu, 350 de, o, e un mic, nu în dinte, oh my god, fix în dinte. Care e scopul tuturor acestor dinți? Nu se înțeapă dacă gen înghite, like, dinții ăștia nu... Nu se înțeapă pe interiorul gâtului. Cred că ar trebui să se înțeapă pe interiorul gâtului. Cumva a rezistat mai bine decât Toyota. Deci atât... stai, nu. Nu, e la fel. Nu, e la fel de varză. Hai să încercăm cu Rolls-ul. Deci Rolls-ul n-ar trebui să aibă probleme. Este o mașină... în afară de probleme... Bă, am pierdut controlul, nu mai văd. Nu, în afară de faptul că am pierdut controlul și... Stai, mă, unde Dumnezeu m-am dus? M-am dus pe pista greșită. Bun. Minunat. Am pus cutia în sport. Doamne, iartă-mă, ce a fost asta? Nu mai lovi BMW-ul. Mamă, ce șofer bun sunt. Bun, îi dăm un pic goarnă. Am trecut de aia și a rămas și în picioare. N-are bară față, dar n-are importanță. Bun, acum îi dăm viteză maximă. Bă, cred că o să încercăm să facem o chestie. Ia, fii atent la chestia asta. N-ai văzut-o pe asta venind, am schimbat direct în cerul gurii. E papa mașina asta. Doamne. Cred că sincer poate fi reparată de Vericu. Reparată de Beric. Da, nu mai contează, nu știu ce voiam să zic. Sunt destul de sigur că... Mamă, ăla e motorul. A avut și motor. Bun, haideți să luăm o mașină care este un pic mai în față. Loganul de poliție, oameni buni. N-a avut nicio problemă, uite-te la el. Bă, deci dacă vă zic că ăsta o să ajungă cel mai întreg jos, nu o să mă credeți. Deci nu o să mă credeți, oameni buni. Efectiv, nu o să mă credeți. În momentul ăsta îi dăm mare viteză. Și cred că ar trebui să o ținem un pic dreapt, așa că văd că se cam duce, bate vântul, se duce în stânga că bate vântul. O să își rupă roțile. Bă, ești nebun că nu și le-a rupt atât de tare. Bă, cât de bine rezistă Loganul ăsta, mă, nu pot să cred. Deci, vreți să vedeți că ăsta o să ajungă jos și o să fie unul dintre singurele autovehicule care arată încă cât de câta mașină? Uite-l, uite-l cât rezistă, uite-l. Încă are roțile, încă are tablă pe el. Pe bune. De două ori. Ok, nu e chiar atât de... Bă, dar trebuie să recunoașteți că încă îți dai seama ce mașină e. Adică la alte mașini chiar nu-ți dădeai seama. Astea sunt varză rău de tot. Așa că hai să îi dăm goarnă acestui BMW. Ok, a rezistat. Bun, și acum îi dăm. Mama, nu pot să cred că reușise să se urce. Nu e pe platforma asta. Da, m-am înțeles. Am trecut fix pe lângă. Vai, mamă, s-a făcut zob. Cred că unele mașini au prea multă putere, oameni buni. Adică, ca idee, asta nu mai repară nici Vericu. M-am dus eu cu... Mă, ce... What the freak e aia? What the freak e aia? Oameni buni, ce e, mă, Belengerul ăla gigantic zburător negru mare? Adică, înțelegeam, negru mare, dar și zburător? What? Da, e varză, e vai de steaua ei. Și cred că o să luăm acest BMW care are bara un pic desprinsă, clasic BMW-uri. Vrum, vrum, vrum. Ok, bun, engine damaged. De ce? Cam atins-o numai puțin, dar e bun, îi dăm. Nu o să mai schimbăm, o să facem. Uite așa, o să-și rupă un pic roțile. Posibil să n-arate foarte bine când ajunge jos. Mă, ce e, mă, aia? Mă, ce e aia? Eu asta nu înțeleg. E o chestie efectiv gigantică aici. What, e freaking huge! Și mai este o singură mașină care, sincer, nici ea nu cred că o să reușească să supraviețuiască faptului că nu mai are bară. Right, s-au dus 2000 de euro din bara aia. Mamă, numai farurile cât sunt. Bă, deci au ăștia niște prețuri. Deci jur, ăștia fac o mașină, după care când ies să-ți vândă piese pentru mașina aia, îți cer de 10 ori mai mult decât au plătit ei când le-au cumpărat să facă mașina, știi? Că gen...
șeile, cumpără materiale, cumpără piese, nu fac like toate piesele BMW, știi? Trecem pe lângă belengherul ăsta gigantic, negru și mare. Și e sincer, vai și amar de steaua acestei mașini. S-a terminat. Și sunt dezamăgit de toate mașinile astea. Loganul de poliție e singurul care arată cât de cât a mașină și mai recunoște ce se întâmplă. Din Rolls a rămas doar motorul. Uite, asta e din mașină, mă. Mă rog, știam că e dintr-o mașină buguită, dar da. Deci loganul de poliție e singurul din care a rămas ceva de poți să-ți dai seama ce se întâmplă. Așa că știi ce? O să-l ducem înapoi acasă și o să mergem la pista asta cu aceste... Cum se numesc? Aceste tuburi colorate. Deci, am văzut, nimic n-a reușit să supraviețuiască nici viermelui, dar acum... Opa, ia stai așa, că am o idee. O să dăm un pic cu spatele să setăm home aici, just in case. Nu Justin Bieber, deși e și el un cântăresc destul de bun și nu știu de ce urăște lumea atât de mult pentru melodia aia cu Baby, 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 oh, like... nu mai repară! Ok. Oh. Nu înțeleg ce se întâmplă în momentul ăsta. Cred că e moartă mașina. Dacă mă uit mai bine, dacă ți-o izbești prea tare, după aia nu mai poți să o conduci. Și la revedere, așa că... Ok, o să o luăm puțin de spate să o ajutăm. Ok, încă puțin. Așa, bun. Deci o să o luăm cât mai ușor pe aici. Ia uite-o. Aoleu, 100 de kilometri pe oră. Pune frână, mă! Aoleu, ce frâne proaste are. E actually încă bine. Cumva ne ducem încă la vale, din câte vă puteți da seama. Dar cred că asta e una din pistele astea care chiar se duce doar în jos. Stai așa, aici e finalul? Nu cred. Aoleu, stai că nu e finalul. Ce trebuie să... Oh, no. Stai, teoretic ar trebui să... Oh! Pista verde e cu de-asta de te dai peste cap de multe ori? A fost o încercare din partea Loganului. Și să ne dăm un pic așa. Și să punem home din nou, mai bine. Bun, și acum fiți atenți, o să-i dăm în gură rău de tot și o să facem... Perfect, am ajuns exact unde trebuia. O să facem chestia asta de te dai peste cap. Deci o să ne dăm peste cap cu mașinul ăsta să vedem dacă rezistă. Trage un pic dreapta, nu știu exact de ce, cred că am nebunit, cred că iară bate vântul. Și în momentul ăsta, mamă, cum... Bă, cât s-a lăsat! Nu, cred că nu ajunge! Nu! Mama, a fost atât de aproape, actually, atât de departe. Bun. Cred că ne trebuie o mașină... Un pic mai puternică, ce ziceți? Am spunat Mustangul ăsta că ăsta chiar e mega, mega rapid și foarte supărat și efectiv când turează motorul zici că mă înjură de mamă. Așa că o să ne dăm o idee în spate. Bun, perfect. M-am asigurat că sunt fix unde trebuie. Am dat un pic de viteză să sărim de hop și acum îi dăm în gură rău. Deci acum îl călcăm în picioare, oameni buni, și are un fetiș cu chestia asta și lui îi place, deci n-aveți voie să ziceți nimic. 300 și ceva de kilometri pe oră, se... Aoleu, nu văd, conduc bine? Oh my god, conduc bine! Bro, întoarce camera asta, fițar camera! Oh god, am a fost, am reușit, let's go! Mama! Cred că și-a luat zborul. Rău de tot. Deci am reușit, da. Da, poți să te oprești într-un copac care a fost efectiv plantat până în China. Deci am reușit, oameni buni, dar există o mică problemă. Deci eu... Stai așa, am o idee. Pe cât schimbai... Nu, stai. Nu, pe N, pe C. Ok. Bun, fiți atenți. Vom conduce în first person... Cold F, not enough. Hai că cold e... am pierdut controlul. Ok, deci camera se schimbă pe C, oameni buni, da? Vom sări hop-ul, o vom ține pe poziții și apoi bag first person. Bun, și acum îi dăm, da? Deci dacă o țin în first person, o să-mi fie foarte ușor să o controlez când trecem pe cealaltă parte și ne dăm cu fundul în sus. Aul...
Aulo. Unde Dumnezeu m-a... Oh my god. Nu cred că o să vă vină să credeți, dar modelul ăsta de Logan se numește Sport. Are spoiler și probabil vai și amar de motorul lui. Steaua și de paștele lui sau ce... Oh, ok. Da, ți-ai bătut joc. O să încercăm să intrăm în aceste tuburi, pentru că astea sunt niște water slide. Măi, e imposibil, ești nebun, stai așa. Văd un alt tub acolo, numai că eu voiam să intru aici. Deci e prea joasă mașina, nu pot să cred. Hai să intrăm pe aici, aici chiar ar trebui să fie simplu. Bun. Tot ce trebuie să facem este să... Dar de ce scârții așa când schimbă viteza? Bro, se aude un... De la Logan. Mă rog, e mai mult o scârțâitură așa când schimbă, dar nu e problemă. Bun, ne dăm foarte mișto în momentul ăsta pe topoganul cu apă care nu are apă și genie pentru mașini. Da, e foarte bine. Păi tot țin stâng. Hai mă, odată mergi. Bă, dar Loganul ăsta e... Vai și amar de sportul din el. Ce sport joacă ăsta? Sumo? Cricket? Curling? A, nevermind, o să-mi retrag... O să-mi retrag... ultimul sport. Ăla nu știu dacă e un... E un sport, dar e un sport ciudat. De ce vrea să împingi o piatră și apoi alții să-ți lustruiască drumul înaintea pietrei? Like, cine a venit cu ideea asta? În momentul ăsta, ia uite cât de bine merge Loganul și nu știu ce se întâmplă aici. A, da, pot să mă verși în pisicii mei să mă verși. Uite, s-a dus. E fai și amar de steaua lui Logan în momentul ăsta. Uite, un drum acolo. Oh, poți să mergi pe drum și să urci. Ah, ia uite mă, poți să urci pe drumul ăla până pe cealaltă parte dacă vrei. Bun, haideți să încercăm, uite aici. Aici vreau eu să merg cu viteză maximă, să vedem ce se întâmplă. Așa, i-am dat, suntem în aer. Cumva nu mai suntem în aer. Dar e bine, e bine, rămânem pe poziții. Mașina încă merge, spre surprinderea mea. Aș vrea să închid capota, dar din păcate nu pot. Bă, da, acum chiar avem viteză. Deci pe topoganul ăsta portocaliu intri cu viteză. Mă, dar de ce să vă mint? De ce arată așa de bine portocaliu ăsta pe mașină? Frate, uite ce orange așa e. Nu știu cum să vă explic. Nu e un portocaliu de la Dacia Logan taxiuri. Că ăla e mai mult un galben, dar poate să fie și mai spre portocaliu, nu? De ce nu vinde lumea mașini portocalii, dude? E o culoare așa de frumoasă. Și unde am ajuns aici? Am ajuns la care să ajungem. Da, bă, sincer, aș vrea să-mi fac mașina portocalie acum, numai că e frumoasă și albastra mea, așa că nu cred că aș putea. Ai, că dacă mă duc iar spre viermele, dar nu-mi convine. Următoarea parte a hărții o să vă placă rău de tot, de asta trebuie să apăsați butonul de like chiar acum. Deci, este o pantă cu foarte mulți copaci și efectiv foarte, foarte abruptă. Și cred că ce vreau să fac este să conduc acest Logan fără să lovesc copacii. Ok, am lovit un copac, dar mașina este... Ce se aude, mă? Zici că plânge. Oh my god, am ajuns până jos de tot fără să lovesc decât un copac. Văd unii mai în depărtare, o să trec foarte ușor printre ăștia. Oh my god, nu a... A apărut din senin, fițar copacul. Bro, dacă levitam și pe ăla ajungeam fără să lovim absolut nimic până jos de tot. Deci, acum îi dăm viteză, îi dăm, o să evităm copacii ăștia pe aici. Cred că trebuie să o luăm mai în dreapta, așa, nu știu, mai... Trec printre ăștia, fac dreapta după ăla... stânga! Nu. Bă, e bine. Mă rog, nu e atât de bine. Mă gândeam că o să reușim să ajungem totuși fără să lovim niciun copac. Dar a cincea încercare este cu noroc. E a cincea asta sau e a patra? Nu sunt atât de sigur. O să o luăm mai pe margine, că sunt sigur că sunt mai puțini copaci pe aici. Așa, l-am invitat și pe ăla. O să trecem printre ăștia, că nu putem să facem mișcări foarte bruște. Și acum ținem dreapta. Ăla e. Am ajuns până jos de tot fără să lovim niciun copac, oameni buni. Sunt un gamer prea mare. Cred că e... Ce are asta în spate? LOL! Are nos pe care scrie LOL, dude. Oh, look. Mai avem o singură rampă pe care vreau să încerc să sar și este o rampă
absolut gigantică, oameni buni. O să o luăm foarte încet, foarte încet. Și acum îi dăm goarnă. Îi dăm goarnă să urle motorul de Logan. A patra, a cincea, mamă, e o săritură mare. Bă, o să aibă atâta viteză cât măcar să ajungă până la final. Că are 200, 300 de kilometri pe oră în momentul ăsta. 320, 321 și cam atâta a reușit să strângă. Acum scade în viteză și... Mamă, dacă ajunge fix pe ăla, trebuie să-mi lăsați like. Oh my god, a ajuns! Ce gamer! Mamă, ce îmi place să farmez like-uri. Nu e problemă, putem să... Da, gen, roata aia poate să vină și ea înapoi, să rămână cu mașina. Ia, uiii! Mamă, cum s-a dus! Mai zi ceva de roata aia. Joacă roata aia, bro. Bun, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like. Loganul ăsta îmi place foarte tare, iar harta asta este foarte șmecheră, dar nu mai șmecheră ca voi. Oh my god, ce drifturi! Gata, s-a terminat aici, îl lovesc. Frână, oprește-te odată că intrăm în casa lui ăsta! A plecat roata. Astăzi pe BeamNG Drive vom face cel mai stupid concurs, noua Dacia Logan versus Bugatti Chiron. Apăsați like chiar acum pentru că avem mașinile aici. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Uite-te la Loganul ăsta cât de bine e făcut și uite-te la Bugatti-ul ăsta. Mamă, e fix ca alu Andrew Tate, oameni buni. Și vom pune astăzi aceste două mașini la test. La test și primul test este un test de viteză. Ne aflăm aici pe un pod și o să dăm pe blan, o să-i dăm talpă la Loganul ăsta să prindă 3000 de kilometri la oră. E un Logan roșu, desigur că BMW roșu nu ne-am permis. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și vom face următoarea chestie. O să ducem Loganul ăsta jos de tot, după care o să vedem ce viteză prinde. Vedem ce viteză prinde Bugatti-ul și apoi le izbim una de alta să vedem care din ele reușește să supraviețuiască, dacă reușește vreuna. În momentul ăsta avem 100-200 de kilometri pe oră. Am schimbat în kilometri pe oră ca să ne vină mai ușor să ne dăm seama ce viteză avem. 240 și 246 de kilometri pe oră. Gata, atâta. Punem frână aici. Oh, Loganule! Bun, și acum fiți atenți ce vom face. Dacă reușim să ținem Bugatti-ul drept, dacă nu cumva e mult prea rapid, vom izbi acest Logan din plin. Ia să vedem, o să ne ducem aici, acum facem, uite așa, și ia să-i dăm cu Bugatti-ul. Mamă, cum se aude, bun. Are 200 deja. Are 260, 200, 300, 300 de kilometri la oră. 360, 373, 378, oh god! Oh, oh, oh! Oh, oh, uite, ăla-i Loganul! Oh, lord, ăla-i Loganul! Ok. Mă bucur că motorul mai merge. Ce s-a întâmplat cu Loganul? Oh, arde, e în flăcări! Bro, n-am mai văzut să ardă mașinile astea pe BeamNG. Ireal așa ceva, oameni buni. Mamă, cum a ajuns Loganul. E vai de steaua lui și cât a prins Bugatti-ul? Deci Bugatti-ul a prins foarte mult. Da, putem să ne batem joc de mașina asta. Da, Bugatti-ul cât a reușit să prindă? Cât? 300 și ceva de kilometri pe oră? Da, e foarte grav ce s-a întâmplat în momentul ăsta. Mamă, e o bucată de ceva până și pe acolo, prin spate. Am făcut Bugatti-ul roșu și l-am lăsat fix aici, în mijlocul drumului. Nu știu exact de ce, Dumnezeule Mare, iese fum de sub capotă, dar avem un Logan frumos și albastru aici. O să-i dăm puțin cu spatele și o să luăm maxim de viteză să vedem dacă distrugerile vor fi mai mari când intră Loganul în Bugatti. Mamă, cum ar fi să se întâmple chestia asta în viața reală? Îți dai seama, îți cumperi și un nou Bugatti și vine unul cu noului Logan și îi dă goarnă pe podul ăsta. Îi dă talpă, o calcă, îi dă... Nu mai știu exact, dar sunt mai multe expresii. Bă, dar Loganul ăsta atâta poate, mă, 200 și ceva? Oh, god, stai că ne apropiem. 248 am văzut. Bă, mă, crezi că asta nu e atât de rău? Adică Loganul s-a făcut acordeon. Bugatti-ul încă merge. Nu pot să cred. Bine, trage foarte stânga. Că e roata, da, roata e vai de steaua ei. Bă, nu cred că încă merge. Uite-te la el. Mamă, ce-i dă, 180 în deal. 200, a prins 200 în deal. A prins 200 în deal. Nu pot să cred. Bugatti-ul ăsta e fenomen, oameni buni.
Da, cred că la categoria impacturi și la categoria viteză Bugatti-ul a zis Loganului să-ți iau... Da, poți să te urci pe munți, domnule. Ok, acum nu cred că mai merge. E posibil să nu mai meargă după... Încă merge, ireal așa ceva. Am adus ambele mașini la scări, oameni buni, și o să testăm care dintre mașini e mai potrivită la a coborâ scările cu ea. Deci o să coborâm așa cu Loganul și... Băi, actually se descurcă foarte bine. Băi, ești nebun, ce bine stă pe suspensie, bun. Acum o să punem un pic frână. Mamă, câtă frână am putut să pun și tot n-a fost suficient. A, s-a dus bara față. Ok, nu mai are bara față. E ok, nu e problemă. O luăm ușor, deci o luăm foarte ușor. Vreau să reușim să ajungem până la finalul scărilor. Că dacă dăm prea tare pe aici, s-ar putea să nu mai ajungă niciuna dintre mașini până jos de tot. Măi, eu cred că... fuel tank ruptured. Ni s-a spart... Ni s-a spart ăla unde stă combustibilul. Rezervor, așa îi zice, da. Ok, iau ușor. Dar nici foarte ușor, că mă plictisesc până ajung jos de tot, ești nebun? Nu, în momentul ăsta nu mai are ce să pățească oricum. Papa, bară spate. E ok, încă e atașată de mașină. E bine. E ok. Ăla era un... mare... Are jante de tablă, nu cred. Ok, e până jos. Bă, sunt surprins că bara aia spate încă stă agățată cumva, iar Loganul, sincer, nu mai are parbriz, nu mai are bară față. Radiatorul ăla a fost lovit, e vai de steaua lui. Bun, hai să vedem Bugatti-ul cum se descurcă, dar cu ăsta trebuie să avem foarte mare grijă să îl ținem rău de tot din frână. Opa! Mamă, deja i-au... Deja i-au au picat bucăți din el. Bro, ce a ieșit din el? Nu pot să cred. Bă, se descurcă bine, numai că a pierdut ceva, a pierdut... e grila față, mă, ia uite grila cu Bugatti. Ok. Am lovit baia de ulei, minunat, ia uite, oil pan damage. E bine că... Mamă, cum a ajuns grila aia direct pe mașină sus? Mă, credeți că Bugatti-ul cred că o să... fie mai bun la a coborâ scările? Aulo. Aulo, ok, am pierdut și grila. S-a dus pe pilii grila. Las că e frumos și așa, oameni buni. Dacă vi se pare că e frumos Bugatti-ul și așa, să-mi ziceți în secțiunea de comentarii. Mașinile astea le-am luat de pe net, că mi-a zis unii dintre voi că ar trebui să iau moduri de pe net, pentru că cică sunt mult mai bune și n-am ce zice. Chiar sunt foarte nice. Adică Bugatti-ul ăsta e mega bine făcut. Eu parcă luasem un Bugatti de pe joc, din joc, și ăla din joc, modul de l-am donat din joc, era prost rău. Adică chiar era urât făcut pe lângă ăsta. Ăsta are foarte multe culori. E foarte customizabil și... ok, iau ușor. Și plus că ai mult mai multe... Oi. Nu pot să cred că rămân blocat pe scări. Trebuie să cobor până jos, bro. Come on, Logan nu a putut. Ce face, mă? Ce face? A rămas blocat. A rămas blocat pe scări, mai zic ceva. A, uite, mă, atârnă de țeava de eșapament. A, ok, s-a dezumflat un cauciuc. Bă, cred că... Mamă, iese fum din motor. Cred că este destul de clar că la proba asta Loganul a câștigat, oameni buni. Bugatti-ul a rezistat foarte bine, dar n-a reușit să ajungă până la final și a rămas blocat. Și Loganul este, e bine, la final, așa că... 2-1 pentru Bugatti. Am adus Loganul și Bugatti-ul pe zăpadă, oameni buni. Ia uitați, am făcut Bugatti-ul alb, e foarte, foarte mișto. Și avem și Loganul ăsta care e destul de mișto și el. Bun, haideți să vedem prima dată cum se descurcă Loganul pe zăpadă. Deci pe zăpadă ar trebui să alunece puțin și accelerația e vai de steaua ei. În oraș, sincer, nu e atât de rău. Hai să vedem curba asta dacă reușim să o luăm cu viteză mai măricică. Mamă, și drift! Până aici a fost. Ok, curge ceva din radiator. S-a chinuit, aproape că a reușit să ia curba aia fără problemă. Hai că mai încercăm aici o curbă de-asta mai strânsă, așa. Și alunecă pe zăpadă, da, cauciucurile sunt de vină. Am încercat și eu să intru acolo, dar... Bagă-mă marșarier și acum bagă întâia și dă-i.
Vrum, 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 mamă, urât mai face. Bă, se chinuie destul de tare, dar știi ce vreau să încerc? Ia hai să revenim aici și hai să o luăm pe drumul ăsta, să vedem. Poate pe drum de ăsta, unde e mai multă natură, poate nu îi se face rușine Loganului de clădiri și poate merge mai bine. Văd o curbă care este fix la stânga aici. Fiți atenți aici, cel mai bun șofer din Franța. Mamă, ce drift, mamă, ce drift, Doamne, sunt eu, Mihai Schumacher. Bun, bun, aici ne descurcăm, e foarte simplu. Îi tăiem un pic accelerația, punem un pic de... S-a dus și bara. S-a dus și bara, atât a avut. Bun, mai vreau să mai fac o chestie cu Loganul. Bă, se chinuie rău Loganul, adică chiar n-are putere deloc, derapează pe astea. Dar poate să ajungă în unele locuri dacă chiar tragi de el. Drumul ăsta chiar mi se pare nice. Ia uite, bă, ce aș merge pe drumuri de genul cu mașina, frate. Mult mai șmecher decât pe asfalt. Să-mi ziceți dacă sunteți de acord. Deci eu am mai mers și pe drumuri de astea neasfaltate cu mașinile. Bă, e fenomen, frate, cum trebuie să mergi tu așa nice și ușor. Dar e nașpa când sunt multe pietre. Când sunt multe pietre e nașpa că tot dai în pietre și ți le arunci pe sub mașină și tu lovesc fiarele pe acolo și nu e ce trebuie. Bă, dar de ce să te mint, Loganul ăsta stă foarte prost pe frâne. Na. Ok, nu mai iese de aici. Se învârte numai roata stângă și dreapta stă pe loc, șomează. Ok, cred că era blocat aici. Bun, haideți să încercăm Bugatti-ul. Deci prima dată ia să mergem cu... Wow-ul-ul. Să mergem cu Bugatti-ul în oraș, oameni buni, ia să vedem. Deci îi dăm un pic goarnă. Asta e măcar o expresie sau vorbesc eu de nebun? Cu un pic de frână. Ai, 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 am lovit o bordură. Ai, și ceva de sub el. Oh my god. Oh, pe zăpadă, sincer, niciuna dintre mașini nu mi se pare că se descurcă. În ce te-ai mai bloca, mă? Doamne, dar căzut ce... Oh, ok, am lovit și spatele. Deci, odată ce l-ai lovit puțin, nu mai trece peste niciun centimetru de hop Bugatti-ul ăsta, s-a terminat cu el. Da. Da, în oraș nu știu ce să zic. Parcă... Ah, right, am uitat că ăsta nu insta... Ah, l-am lovit deja. Mamă, dar ce am făcut la roată, ești nebun. Un pic l-am atins și gata. Bun. Hai să ocolim bordurile cu Bugatti-ul și să mai încercăm o dată în oraș. Deci vreau să văd dacă cu o... mamă, ce alunec! Mamă, cele mai proaste cauciucuri de pe planeta România. Ok. Aici îi dăm un drift frumos și tac. Oh my god, ce drifturi! Oh my god, ce drifturi! Gata, s-a terminat aici, îl lovesc. Frână, oprește odată că intrăm în casa lui ăsta. A plecat roata. Bă, sincer, Bugatti-ul merge mai bine în oraș, dar nu se mai oprește. Adică i-a dat un pic talpă și s-a terminat. Omul meu nu se mai oprește. Hai să-i dăm pe drumul ăsta. Am lovit cel mai mare copăcel de pe pământul ăsta. Nu prea îmi place ce se întâmplă. Deci se controlează mega greu și pentru că Loganul era un pic mai, cum îi zice, mai încet, cumva mai apucai să mai iei un viraj. Deci ăsta, uite, pun frână și iau stânga, da? Pun frână. Bun, îi dau un pic viteză și acum frână. S-a întors de fund. Bă, mă, crezi că Loganul cred că s-ar putea să câștige la proba asta? Nu mai vrea să plece. Alo, pleacă, așa. Mamă, ia... Uite, iar i s-a oprit motorul. Mă, ce face, mă, Bugatti-ul ăsta? E nebun. Mergi, mă! Haide, în sfârșit. S-a terminat, nu mai poate. Nu mai virează nimic la el. E gata. Da, bă, hai să mai încercăm și pe drumulețul ăsta foarte de țară, așa, neasfaltat cu zăpadă. Vai de capul nostru, dar nu reușim să ajungem până acolo cu Bugatti-ul ăsta. Vă vine să credeți că... Cred că o să fie 2-2 pentru Logan. Hai să vedem aici. Oulu! Aici, sincer, îmi place ce se întâmplă. Cumva e mai multă aderență pe drumulețul ăsta de țară, sincer. Ia să punem o frână să vedem. Ok, tot alunecă, dar parcă nu e atât de rău. Man, dacă ajunge fără probleme Bugatti-ul... Ia uite, am pus aici o frână. Nu pot să cred, a ajuns fără probleme.
Ok, era cât pe ce să fie o problemă. Bun, hai să-i dăm goarnă pe drumul ăsta, că văd că e... E destul de drept, a sărit ceva de sub mașină. Bun, iau un viraj, s-a terminat, am pierdut controlul. Pune frână odată! S-a dus pe Pili. A vrut el să se ducă în pisicii lui să se ducă. Sincer, la primele două teste, Loganul s-a descurcat mai bine. Dar Bugatti-ul la ultimul test chiar a fost mai ușor de controlat cumva, nu știu, cred că din cauza pământului care nu era 100% cu zăpadă. Deci o să zic egalitate aici, deci scorul o să fie 3-2 pentru Bugatti. Îmi pare rău, Loganule. Am adus mașinile pe o mapă foarte șmecheră în care trebuie să faci parkour, food parkour. Și acum, realistic vorbind, cred că aici Loganul s-ar putea să descurce mai bine, pentru că Bugatti-ul, la modul foarte serios... Nu cred că o să ajungă foarte departe. S-ar putea să se blocheze foarte repede. Deja îi curge radiatorul. Ține stânga! A fost o încercare bună. A fost o încercare destul de bună. Hai că mai încercăm o dată. Bă, Bugatti-ul chiar se chinuie tare aici, pentru că este foarte jos. Dar are viteză, ceea ce dacă folosești în avantajul tău, e posibil să... Fie bine sau nu. Bun, am trecut de ce era aia, nu știu, acum suntem pe carne. Mamă, ce șmecher e. Mamă, dar e șmecher rău harta asta, actually. Oameni buni, s-ar putea să facem un întreg episod în care încercăm să facem parcursul ăsta cu diferite mașini. Nu pot să cred. Nu pot să cred că te-ai blocat. Bă, știi ce? Eu sunt curios de Logan, că Loganul nu e atât de jos. E posibil ca Loganul să... E și el destul de jos, sincer. E posibil ca Loganul să se descurce mai bine. Deci, până acolo am reușit să ajungem cu Bugatti-ul fără să ne blocăm. Hai să dăm Loganul acum. Îmi place că ăsta e mai tăcut, așa, mai liniștit. Loganul nu poate să urce pe... Aoleo! Ok, poate trebuie să-i dau inferioară și să iau un pic stânga și... Aoleo, oameni buni, ce se întâmplă aici? Cred că nu e de bine. Am dat o șansă Loganului! Cred că nu... Da, e de rău. A fost o încercare bună, dar Bugatti-ul a ajuns mai departe, oameni buni, și sigur am putea să-l luăm, să-l tragem afară de aici, dar asta ar fi trișat. Bun. Eu sunt foarte curios, deci eu am instalat o grămadă de alte moduri, vreau să găsesc o mașină cu care să zicem că am putea să trecem de... Oh, nu, ne trebuie unul de... Oh, un G-Class, da mă, da! O să luăm G-Class-ul ăsta cu roșu armored. Ia uitați ce G-Class frumos am și cred că Bugatti-ul câștigă. Cred că Bugatti-ul câștigă cu 4-2 la testele pe care le-am pregătit pentru acele două mașini. Acum eu vreau neapărat să încerc cu G-Class-ul ăsta dacă reușim să facem parcursul ăsta. Că G-Class-ul ăsta este și un pic înalt și... Nu pot să cred. Mamă, partea asta e grea. Deci la partea aia nu trebuie să, cum îi zice, să încetinești, că rămâi blocat. Și teoretic pe harta asta zice să folosești camionul default, dar like, eu n-aș face așa ceva. Eu vreau să fiu un gamer cu mașinile mele șmechere. Aha, bun, a trecut G-Class-ul acolo fără problemă. Și aici așa, bătu joc. Și-a bătut joc, gata, s-a deschis și ăla. Ar trebui să avem niște checkpoint-uri sau ce... Stai așa o secundică, hold up, nu există niciun tip de checkpoint pe harta asta? Se presupune că ajungi până la final cu aceeași mașină cu care începi? Bro, e imposibil așa ceva. Vă, vi se pare posibil? Mie nu mi se pare posibil. Deci eu chiar cred că... Dacă nu știi toată harta dinainte, e imposibil să faci ceva aici. Ai dat un pic mai multă viteză unde nu trebuie. S-a terminat. Sau n-ai dat suficientă, ai rămas blocat, numai ce să faci. Bun, bun, G-Class-ul a trecut. Ce-i asta? Pâine, ce-i asta? A luat de pâine. Bun, nivelul cu a luat de pâine. Se descurcă G-Class-ul.
Hai că mai are și bară față și a ajuns perfect. Ce asta? Burger. Luca Luc. Nu cred că vreau să trec prin dreapta, nu cred că vreau să trec prin stânga. Stai așa o secundică. O să trecem prin stânga foarte ușor. Mamă, ce le... ok. Cu spatele și acum luăm mai stânga și dăm cu fața. Bro, e imposibil. Mamă, s-a dus și bulbarul. Ok, am lovit brânza acum. Dar trebuie să meargă, frate. Aia vreau să zic. A, s-a dezumflat un cauciuc. Oh my god, nu mai văd nimic. Ok, văd ce... Nu pot să cred. Am rămas fără cauciuc stânga, așa să nu mai pleacă de aici. Uite asta. Mașina asta a fost făcută pentru așa ceva, cred. Nu știu, e destul de... A, ok, s-a lovit la prima... Prima parte. Și... E destul de grav dacă s-a lovit la prima parte. Mamă, cum a trecut acum. Mamă, cum a trecut. S-a terminat. Gata, termină toată harta cu asta. Uite ce bun e. Deci, uite-te la cauciucurile astea, frate. Astea nu sunt old season-uri. Sunt făcute special pentru a merge pe carne. Așa. Mamă, cum a trecut. Mamă, cum a trecut. Trece și de partea asta. Ulo. Ia ușor fițea roata aia să-ți fie. Ho! Ei, și acum urcăm așa. Ăla e, oameni buni. Ia uitați-o cum se descurcă. E pe speedrun în momentul ăsta. O să o numesc Marcel. Asta gen, se numește Marcel. Mașină Marcel, dă-te-n paș. Uite-l cum urcă ăsta. Oh my god. Astăzi pe BeamNG Drive vom testa care mașină ajunge cel mai departe pe cea mai șmecheră rampă de pe joc. Ia uitați și avem aici noua Toyota Supra și nou Sandero, oameni buni, și vreau să văd care din ele va reuși să supraviețuiască acestei sărituri. N-am mai sărit pe ea până acum, tocmai am descărcat harta și efectiv e prima dată când îi dau talpă aici și... Oh, lor, nu trebuia să-i dau atât de mult talpă. S-a terminat. Da, trebuia să o las mai încet. Trebuie... cred că nu o să ajungă până unde trebuie. Aș fi sur... nu mai, da, clar, e mort. E mort. Cred că nu o să ajungem nici la aia 10 metri, nu? Oh my god, s-a turtit rău de tot, a rămas plăcintă aici, nebun. Bun. De data asta nu vom mai da atât de mult goarnă. Bă, dar e bine făcut Sandero ăsta, mă, de ce să vă mint? Deci o să mergem rapid până aici, după care o să punem frână. Ca să aterizăm în picioare. Gata, am preluat controlul și ăla e. Bro, de ce frânează? De ce merge în frânată? Alo? Bro, eu nu țin frână în momentul ăsta, de ce? Mamă, ce a frânat? S-a rupt ceva pe sub ea, ești nebun? Oameni buni, cred că i-am stricat motorul. S-a stricat motorul. Ei, a ajuns la 40 de metri. Ceva s-a întâmplat acolo. Hai să vedem ce zice Toyota Supra asta. Mamă, cum se aude. Bă, dar au făcut-o... Nu știu, farurile arată un pic ciudat. Aoleo, nu am uitat să pun frână. Bun, dacă stă în picioare, e bine. Bun, îi dau goarnă acum. 200 pe oră, 250, 260. A luat tot stânga de nebună. Niciodată nu o să ajungă. Bă, asta clar o să ajungă un pic mai departe. Deci s-a întâmplat atunci ceva. Cât avem? 200 de metri? Mama, a luat și foc. S-a terminat cu ea. Bun, data asta o să o luăm foarte încet. Deci pe bune, acolo așa o luăm atât de încet încât efectiv o să mergem cu frână până când suntem pe pământ. Și acum mai dăm goarna. Bun, ia-ți dăm 100, 180, 200, motorul e cu roșu, 300 de kilometri pe oră. Ăla e! Am decolat, băieții mei! Mă, stai așa, pot să o controlez? Că gen... Eu am controlat-o puțin. Mamă, s-a dus câte e? 460 de metri. Actually, hai să... Mamă, stai că încă se duce. Încă alunecă, încă se duce. Deci a ajuns la linia de 900, a trecut de 900 de metri. Deci a ajuns la 900 de metri Toyota Supra. Hai să mai încercăm o dată cu Loganul. Deci de data asta ne vom asigura că punem maxim de frână, da?
Așa, că rămânem pe pistă și acum mai dăm goarnă. A doua, a treia, neutru a patra, neutru a cincea, are și a șasea? Are și a șasea. 250, mamă ce îi rupe, 280 de km pe oră a avut. Ăsta e. Auci. Oh my god, a reușit. Bravo, Sanderul, tăticu. E pe spate, s-a terminat. Cred că... Mamă, dar ce plafon au pus pe ea. Mamă, ce alunecă. Mamă, nu pot să cred. Uite-l cât de tare se duce. La cât a ajuns? 1100 de metri? Nu pot să cred că a ajuns atât de departe Sanderou. 1200 de metri. Deci a ajuns în... în careu de 1200 de metri. 1300 de metri. Mai zic ceva, frate. Haide să ne alegem o culoare frumoasă. Îl... vreau pe roșu, sincer. De ce are, mă, jantele verzi? Mamă, ce urât e ăla, dar pe ăla-l vreau. Mamă, este și Mustang de poliție. Îl vreau pe ăsta verde. Mamă, cum arată. E un Pokémon pe el. Arată... Oh, mai dă-i și a doua. Doamne, iartă-mă, Jesus. Bun, ok, frână. Și acum mai dăm goarnă. Bun, a doua, a treia. La cât ajunge? 250, 260, 300... Bun, bun, eu nu fac absolut nimic, uite cum se duce, mamă, cum zboară. Dacă aterizează și în roți. Dar nu e bine că nu o să ajungă departe, că se izbește prea frontal. Oh, lord. Oh, stai că se duce tare. 800 de metri, cred că... Mă, uite cum face cauciucul ăla. Careu de 1400 de metri, cred că ajunge la 1500 fără probleme. Mamă, cum zboară bucățile din mașină. 1700 de metri, a ajuns departe. Dacă ajunge și la 1800, deja... Ce face, mă? Ce, mă, linia asta de-a lăsat-o în spate? Doamne! A ajuns și la 1800 de metri, nu pot să cred așa ceva. Aproape a ajuns la 1900 de metri. Nu știu care e faza cu aia. Dar știi ce? Hai să lăsăm mașina aici și îi mai dăm o șansă Suprei, încă o dată, pentru că cred că ți s-a întâmplat ceva atunci de a ajuns atât de... Am urât mai face. Deci încet, încet și acum goarnă. De ce nu pot să fiu eu în mașina asta acum și gen să crăp când ajung jos? Asta a fost un impact prea frontal, nu cred că o să alunece mult. Zice că uleiul nu mai are motor, nu invers. Cred că asta e ultima problemă a acestei Toyota Supra. Cât scrie acolo, 1000 și ceva de mii. Mamă, uite unde e ăla, ăla e departe rău. Ia uitați-l, scrie Bugatti pe aripă și pe bot și pe astea și pe spoiler și dăm un pic și acum frână, frână, mai frână, gata. Acum îi dăm în gură rău de tort. 250, 290, 300, 350, până la 350 a ajuns. Decolarea n-a fost strălucită și s-a întors cu fundul în sus. De nebun. Bro, eu nu-l controlez în momentul ăsta, e nebun, e nebun. Aterizează în picioare. A fost o încercare bună, dar... Sincer, nu cred că ajunge mega, mega departe. E posibil să treacă de... Mamă, s-a dus toată ușa. A ajuns la 1400 de metri. Cred că da, ajunge la 1500. Nu prea ajunge la 1500. A ajuns la 1500, bun. Iar ăsta e la 1900. Deci, în momentul ăsta, nimeni nu bate Mustang-ul. Hai să vedem, altă mașină. Altă mașină, dacă am reușit să găsim ceva. Mamă, da, ce 1310 break. Un Rolls-Royce. Porsche 911. Deci, oameni buni, Porsche 911 și Rolls-Royce, cele mai frumoase mașini din punctul meu de vedere. Absolut fenomen. Mamă, câte culori sunt, ce să ne luăm? O să luăm pe asta. Asta pare rapidă, asta cu spoiler. Mamă, ce frumoasă e, ești nebun. E frumoasă, rău, oameni buni. Chiar e una din mașinile mele preferate. Asta, Rolls-Royce-ul. Și așa mai de buget ar fi o Miata de aia în două locuri decapotabilă. Știi, aia chiar mi-aș putea o lua. Poate la anul, dacă am noroc. Ia să vedem, îi dăm goarna aici. Bă, nu e atât de rapidă. Mamă, cum se aude. Ok, are 300 și ceva, n-a fost atât de rapidă și a încetinit acolo pe final. Dar dacă face slide frumos și n-are impactul prea mare, cred că ajunge departe. O să fac un pic slide. Oh, wow, ok, hai că am mai avut și Porsche.
Alunecă destul de tare totuși. Alunecă tare rău de tort. La cât a ajuns? La 1400 de metri? Da, nu știu ce să zic. S-a descurcat binișor, dar... Nu ca Mustangul. Bă, nimeni nu bate Mustangul ăla. Nu se poate. Nu se poate. Ne trebuie ceva care ar putea să bată Mustangul. Ce credeți că ar putea bate Mustangul ăla? A, e GTI, bă! Ok. Opa. Lasă astea că nu ești Bugatti Veyron sau Chiron sau care e mai șmecher. Bun, îi dăm goarna acum. Îi dăm în gură rău de tot. A patra, 180, 190, 200. Bă, o duce bine... 200, 300, 302 km a avut golful și a încetinit la final. Ăsta e posibil să facă slide, că nu e atât de rapid. Dacă face slide pe ăsta... A, s-a întors cu craci în sus, s-a terminat. A, înfrânează roțile, nu e bine, nu o să ajungă departe. Că dacă era pe spate, ajungea mai departe, că n-avea roțile de cauciuc care să frâneze și aluneca mai tare. Toyota Prius direct, ești nebun, ia uite-l. Până unde a ajuns? Nu? No? E mort motorul, da, e mort de tot. M-am gândit că poate mai pleacă, dar nu mai pleacă. Deci nici ăsta n-a fost ce trebuie. Bă, mai încercăm ceva, dar oare ce? Putem să încercăm Ferrari-ul ăla? Așa mai da, frate, ia uite, fulger, mă... Aulo! Mamă, cât de urât face! Deja i-am stricat roata. Sau? Ok, nu, pare în regulă, dar e... Bro, îl calci puțin, are atât de multă putere încât virează random. Bun, o să-i dau goarnă și e vai de steaua lui, s-a întors cu spatele. Ok, dubla 2. Wow, ia-o ușor. Bro, dar de ce virează de nebun? Băi, e prost rău. Deci, uite, deci fii atent, e drept, uite-l cum se duce, de ce te duci acolo? Bro... Bro, doar stai și mergi drept. E imposibil. Ok, îl controlez, îl țin stânga. Mama, are un pic de viteză. De ce să mint? 300 de km pe oră? 400 are în aer. Aolo, cred că... Oh my god, a ratat asta. Oh no. Oh, no, e plat, s-a dus, s-a terminat treaba cu Fulger McQueen. Cred că acest Ferrari, deci Ferrari-ul ăsta sigur o să ajungă departe tare, oameni buni. Îi dăm așa, îi dăm goarnă, îi dăm tare de tot în gură. De ce nu schimbă? Schimbă! 200 de km pe oră, nice. Mamă, mai e și automat și nu voia să schimbe. Ce gunoi de mașină, mamă, cum urlă. S-a întors cu fundul în sus. Bro, e automată și nu voia să schimbe, ești nebun? Mai zic ceva. E, mamă, cred că, sincer, se descurcă mai prost decât Sandero. Cred că și Sandero a ajuns mai departe. Nu, actually, să știi că alunecă destul de mult, că e cu fundul în sus. S-a luat foc. Da, și-a bătut joc Ferrari-ul ăsta, nu. Deci câștigătorul este Mustangul ăla, oameni buni, asta 100%. Ne-am distrat cu mașinile, am văzut care dintre ele ajunge cel mai departe, iar acum suntem în deșert la piramide. Am piramide, piramide. Am acolo așa un BMW seria 7 de la nou. Mamă, ce urlă mașina asta. Și acum îi dăm blană, îi dăm talpă acestui Porsche la care pierd controlul, să-mi bat picioarele în nisipul ăstora din deșert. Am avut și mașină. Ok, este încă în viață. Oh, aia nu e în viață. E o roată... Vai de steaua ei. Cred că nu trebuia să o luăm atât de tare, dar e ok că de asta avem acest nou BMW seria 7. Bă, și fii atent, prima dată l-am spunat electric, era atât de gunoi, deci se auzea foarte ciudat pe nisipul ăsta și nu știu exact de ce, dar ăsta se aude ok, adică încă are un pic de zgomot de motor și vreau să mergem cu el, să intrăm aici, să vedem ce se află în deșert și în piramide, pentru că am văzut că... Aoleu, ușor, mamă! Stai, putem să intrăm aici, pe bune? Nu cumva e cam jos? Oh my... Ok, a fost un pic cam jos BMW-ul ca să urce pe... Ok... Cred că trebuie să-l ajutăm puțin, trebuie să-l luăm și să-l urcăm așa.
Aoleu, a rămas bara sub el. Doamne, stai mă așa o secundică că o scoatem. Eu nu prea vreau să fac chestia asta, că mi se pare că e trișat, știi? Să scoți cu controlul chestiile și să muți mașina. Că știu că mi-a zis în secțiunea de comentarii, mersi pentru toate comentariile, apropo. Doamne. Mi-a zis că, da, știu, puteam să fac chestia asta, numai că niciodată n-am făcut-o pentru că mi s-a părut super aiurea că... Îți dai seama, face o cursă, rămâi undeva blocat și ești ceva gen, da, o să trag acum și gen continui, pare un pic trișat. Mă, ce se întâmplă aici? Unde Dumnezeu am intrat? Mamă, cât de mare e harta. Stai așa o secundică că am dat să mergem undeva. Suntem în piramidă cu mașina marș, mă. Stai așa, pe care făceai până? Aprindeai luminile, nice. Ce e aici? A, da, e cred că gen sarcofagul lui Tutankhamon. Putem să-i dăm goarnă prin... Nu pot să cred că putem să-i dăm goarnă prin piramidă. Mamă, dacă ar vedea vechii egipteni cum trece seria 7 ăsta de șefan, de baștan prin piramida lor, ar zice respect, puțină putere în piramidă pentru șefanul cu seria 7. Oh, ăla-i un zid. Hai să ne izbim de el, ești nebun, de ce nu? Am făcut seria 3 din acest seria 7. Ia uitați ce Dodge am luat, ce mașină americană puternică. De data asta văd că am luat-o pe altă parte. Aici pare să fie altfel drumul. Stai așa o secundică. Ulo, o rampă! Dă-i goarnă, bro! Mamă, ce gunoi ordinar de mașină. Nu pot să cred că nu poate să urce. Nu pot să cred că n-a putut să urce Dodge-ul ăsta. Wow! Efectiv, ne spunăm, îi dăm goarnă. Mamă, ce fuge. Ok, a trebuit să-l redresăm puțin. Oil pan, nu știu ce. Uită-l cum urcă ăsta. Oh my god! Bro, am sărit din piramidă ireal așa ceva. Ok, nu pot să-l controlez, nu? Da, nu merge. S-a rupt în două de la jumate. S-a rupt în două de la jumate și e vai de steaua lui. Bă, sincer? Not bad. Hai să mai încercăm o dată, îi dăm iară goarna. Bă, sincer, chiar a zburat destul de mult. Dar o să lăsăm un pic... A, iară oil pan damaged. Iar am stricat un pic baia de ulei. Am vrut să o las mai ușor ca să nu mai spargem baia de ulei, dar aparent tot am spart-o. Deci nu prea înțeleg, dacă eu apăs pe săget să o controlez în vreun fel, că nu pare să meargă. Bă, de data asta măcar a rămas intactă. A luat foc. Da, Andrew Tate, după ce mai face încă câteva clipuri în care zice chestii destul de bazate și gen îl omoară Matrix-ul. Am o hartă de parkour, de cursă cu obstacole și tot ce trebuie să fac este să ajung până la final. Și am învățat o chestie, că eu pot să setez spawn-ul, de exemplu dau control... Home și uite, am salvat poziția mașinii și acum eu pot să dau checkpoint după fiecare level de ăsta și dacă rămân blocat. Ok, a fost un pic bătaie de joc, dar uite, asta voiam să vă arăt. Că pot să ajung aici și ia uitați, acum dacă mai trec iară de un nivel întreg. Mă, dă-i atât de prost Mustangul ăsta, refuz să cred, oameni buni. Oh. Trece! Ce gamer bun la a conduce Mustanguri. Ah, let's go! Nu, da! Nu pot să fii serios în momentul ăsta, bro. Nu pot să fii serios în momentul ăsta. Uite cum a rămas blocată. Ireal așa ceva, oameni buni. Și chiar trecusem de partea aia, dar harta asta e mega grea. Și nu știu exact cu ce mașină credeți că aș putea să joc harta asta ca să ajung până la final. Ok, bun, și acum control home, bun. Am salvat poziția mașinii. Cred că... Oh my god. Ok, e posibil să avem nevoie de o mașină cu roțile un pic mai mari, ce ziceți? Ia uitați ce frumoasă e, 09 benzină. Ăla 100 Eco G era cu gaz și nu vreau cu gaz. Aoleu, stai așa că, mamă, e roșie, frumoasă. Ai. Cred că nu e suficient de înaltă. Cred că i s-a blocat o... Cred că gen și-a bătut joc. Dar Sandero nu e în stare să treacă de harta asta. Ne trebuie altceva. Ne trebuie ceva și mai... Și bă, ceva cu roțile mai mari, mă, ne trebuie. Ne trebuie ceva mai înălțat. Stai așa.
Nu avem un sprinter pe aici, dar nu cred că reușește sprinterul. G-clasul, gen G-clasul ăsta e șmecher, dar știi ce? Cred că nu. Cred că vreau, fiți atenți, ăsta, GLS-ul ăsta, bă, deci ăsta e un dulap de mașină pe roșu. Oh, wait, GLS Maybach 600? Mamă, cum e la interior marș, frate, e nice, rău. Mamă, nu pot să cred că se mișcă și ceasurile când accelerezi. 25.000 de kilometri? Bă, da, e frumos pe aici, sincer, chiar n-am ce să zic. Așa că o să facem așa și o să încercăm să trecem cu acest Maybach. Ulu. Ok. Nu pot să cred. E tracțiune... A, nu, e 4x4. Ireal așa ceva. Ireal ce gunoi de mașină. Oh, nu, e cea mai bună mașină pe care a avut-o vreodată cineva. Ok, e un gunoi ordinar de mașină. Nu pot să cred, bro, efectiv îmi trebuie ceva cu roțile mult mai mari. Deci ne trebuie ceva cu cele mai multe roți. Nu știu ce e mizeria aia, dar ne trebuie asta. Asta, oameni buni, fără doar și poate. Cu asta trecem harta. Deci aici refuz să cred că o să se lovească cu bară. Ia uite cum trece asta cu roțile. Da, mă, da. E vai de steaua ei și asta, ești nebun, de ce să te mint. Bun, hai. Aulu. Dau mă mai ușor, nu mai tura motorul ăla așa, că nu e mașină de tuns iarba. Hai că... Bun. Dăm în spate și o luăm mai prin dreapta. Mă, dar e incredibil. Mă, cum se presupune că... Olă. Cum se presupune că ajungi până la finalul hărții? Că e grea rău de tot. Deci s-a urcat aici. S-a urcat și aici. Bun. Aici e problema. Iar... Nu cred, frate. Iar... Doamne, iar a rămas blocată. Nu, nu o să o trag cu mouse-ul. Ăla e trișat. Iar checkpoint-ul nu e trișat. I mean, e destul de ok. E destul de trișat și el, dar e mai ok decât să tragi mașina cu mouse-ul. Hai că nu e greu. Ăla e, frate. Ce a fost atât de greu? Nu înțeleg ce a fost atât de greu. Bun, îi dăm goarna aici. Am dat cea mai proastă goarnă de pe planeta Pământ. Cred că nu trebuie să-i dăm goarnă. Cred că trebuie să mergem relativ ușor. Uite așa. Ah! No! Aia a fost. Acum, asta e. O simt venind! Oh my god, ce gamer! Ce gamer plin de... What the... Bro, nu e loc. Sunt prea gras. Sunt prea gras ca să trec pe aici. Bro, actually... Ăsta e poc... E posibil așa ceva măcar? Ok, hai să o luăm. Aulo. Mă, ăsta-și bate joc? Poliția, siguranță și încredere, băieții mei. Avem o Dacie de poliție și... O să-i dăm talpă rău de tot pentru că o să facem cea mai mare săritură. Nu știu de voi, oameni buni, dar săritura asta mie mi-aduce aminte de săritura aia din GTA San Andreas. Mai știți că e pe un munte ceva? Oh, ok. N-a sărit foarte departe. Ok. Mamă, s-a aplatizat frumos. O să lovească iară pietrele. Deci ideea e că vreau să cădem până jos și să vedem cum o să ajungă mașinile și care rezistă cel mai bine. Dacă vreuna din ele măcar reușește să aibă motorul intact și încă pornește motorul, aș rămâne impresionat. Ai apă acolo? Cred că e apă acolo. Deja știm că motorul ăsta nu mai funcționează și da, am căzut în apă. Mamă, nu e absolut nimic aici. O să lăsăm Dacia aici, dar o să vreau să încercăm alte mașini. Ce ziceți să încercăm Dacia 1310 Break Driving School? Deci e de școala de șoferi asta. Verde, foarte mișto. Ok. Vă vine să credeți că a avut aceeași viteză ca Camaro-ul la final de rampă? Da, nu știu ce să vă zic. Și dacă mă uit,
Încă îi merge motorul. Dacă mă uit mai bine, e posibil gen să funcționeze efectiv mai bine decât Camaro-ul când ajunge la apă. S-ar putea încă să îi meargă motorul. Nu-i mai merge motorul, s-a stricat, am vorbit prea devreme. Băi, se învârte încă roata, ceea ce e bine. A ajuns și asta pe fundul oceanului. Bă, dacă aș lua ceva mega, mega rapid. Ceva mega, mega, mega rapid. Nu știu, să zicem ce e mega rapid aici. Aveam Ford Mustang-ul ăsta verde, ăsta de track. Ăsta era mega rapid, l-am spunat, îi dăm goarnă. Bun, 80. Am pierdut controlul, clasic Mustang. 130 am avut la lansare. Ok, gata, nu-l mai turez, că n-are rost. Deci, frate, chiar nu pot să controlez mașinile astea în aer. Decât dacă... Oh, wait, poți, dacă... Pff, i-am rupt capota. Aoleu, i-am rupt capota. A, sări motorul în ea. Bro, am tras de ceva și i-am rupt... Ia uite. I-am luat o piesă după ea. Mă, ce se... Ce face, mă, mașina asta? Trage cu lasere negre. Aoleu, ok. S-a dus până în apă, dar nu mai are opire. Mă, ce... Bro, e bug. Uite cum se întinde linia aia neagră la altă piesă. Da. A ajuns și asta pe fundul oceanului. Cu peștii. Da, uite, poți să faci așa, mă, practic. Cam asta e chestia. Și cumva a luat un viraj destul de prost. L-am pus înapoi pe direcția bună. Îi dăm goarnă. 60 de kilometri pe oră. Atât a putut. Și se duce jos de tot. Am putea să-i rupem asta. Stai așa. Păi nu pute... Păulu. Mamă, i-am înduit aia. Oh! Oh my god. Mamă, cât de plat e! Marș, frate, nu pot să cred că de plat s-a făcut. Bro, din ce era făcut? Bro, ăsta e cel mai aplatizat de până acum. Deci cel mai aplatizat vehicul ăsta. Eu n-am văzut cineva să devină mai plat vreodată în viața asta. A, se duce direct în apă, fie rar. Voiam să se mai lovească, da, nu. Ok, ăla e... Mă, de ce te duci în stânga? Ok, aia e. Îi dăm. A, am însărit ca proștii. Cea mai proastă săritură a fost asta, ești nebun, de ce să te mint? Cred că o să moară. L-a turtit bine de tot. Mamă, s-a întors la 90 de grade. Ia sărit o roată. Care-i faza cu roțile din față? Deci sunt atât de subțiri. Dar efectiv, ăsta speed e imposibil de controlat. Nu știu pentru ce e mașina asta. Efectiv, nu poți să faci... Mama, a ajuns acordeon, ești nebun. E pachet rău de tot, s-a terminat. Nu, Fulger McQueen chiar e un gunoi de mașină. Și aș rămâne impresionat de faptul că n-ar ajunge până la apă, sincer. Că până acum toate au ajuns până la apă. Da, nu... Mama, ăsta a ajuns cel mai pachet jos. Deci ăsta... Nu. Cred că ajunge pentru episodul ăsta, oameni buni. Am pus mașinile la niște teste efectiv macabre și efectiv s-au transformat în acordeoane. Nu pot să vorbesc. Și nu uitați, Fulger McQueen este o dezamăgire pentru familia lui și părinții lui trebuiau să-l dea spre adopție. Intră acum. Oh my god! Ok, pentru mașina asta e posibil să... Mi-a pus jocul pe pauză. Astăzi pe BeamNG Drive am băgat o nicovală de 1300 de kilograme pe care o vom folosi pentru a distruge absolut toate mașinile. Ia uitați-o ce mare și roșie e, mai mare decât capul meu și e destul de roșie, mai roșie decât capul meu, capul meu nu e roșu, deci da, are logică. O vom folosi pentru a face ceva foarte urât, vom distruge această Dacia de poliție, oameni. Oh my god, nu poți să fii serios. Bro. Odată numai cât i-am dat în cap, ia uite ce i-am făcut, bă, nu se poate așa ceva. Stai să aducem înapoi nicovala aici. Vai de capul și de zilele mele, bă, nu m-am gândit că e atât de periculoasă nicovala. E periculoasă rău de tot. Oameni buni, o să iau nicovala. Oh my god. Cred că vericul mai poate salva ceva din ea.
Mamă, a luat și foc. A rămas Nicovala blocat în mașină. Deci, oameni buni, dacă tragi Nicovala de la distanță mare, cu foarte multă putere, îți lovești mașina rău de tot. Bă, dar mi-e un pic aiurea că nu putem cumva să avem camera blocată pe mașină, știi? Oulă, decât dacă... Am pierdut Nicovala, cred. Loganul nu prea a rezistat. Bă, dar acum avem acest BMW M8, care e cu decal frumos pe el, uite, safety car, la fel cum ar trebui să fiți voi în siguranță, de asta trebuie să apăsați butonul de like, așa că marși mă că putem să deschidem ușile, bun, o să închidem totuși ușile înapoi și ia să vedem, aș vrea să o luăm ușor, am o idee, de gen, o să lovim așa și o să vedem dacă i-a zburat o roată, dacă cumva mai merge mașina asta, e deja varză săraca, bun. Am încercat și a fost o încercare bună, dar vreau să fac altceva. Mașina asta trebuie să o ștergem, să scăpăm de ea, da? Și mergem la mașina asta, bă, și o să încerc, da, să duc această Nicovală foarte departe și apoi o să venim cu viteză foarte mare cu Nicovala spre mașină, da? Asta pare să fie o distanță ok, da? Fiți atenți! Oh my God, a lovit-o! Mama, a făcut o zob. Mamă, ce tare a lovit-o. Deci nu pot să cred. E efectiv îndoită de la jumate și... Mă, cumva motorul e încă în regulă. Nu prea știu exact de unde și mai ia benzină, că probabil toate prostiile de pe dedesubt au fost distruse. Da, bă, Nicovala asta e puternică tare. Bă, sunt foarte curios. Dacă am avea foarte multe mașini și am dat cu Nicovala în ele, da? Da, ia stai așa, hai să o luăm prima dată, am o idee, fii atent, da? Așa, o să activăm fotomodul, o să venim aici și o să luăm Nicovala și o să o scăpăm pe mașină. Am apăsat W și am stricat tot asta. Bă, deci controlele pe jocul ăsta sunt așa de tricky. Adică dacă eu iau Nicovala acum, așa mă pot mișca cu ea. Ok, pe clip... Mamă! Bun, fii atent, da? O, pot să... Mamă, pot să conduc și mașina, nu pot să cred. Bun, stai așa. O să punem asta aici și punem mașina să vină fix în Nicovală. Și acum mai dăm așa. Mamă, ce s-a întâmplat cu mașina? O, mașina nu prea mai are... Băi, e actually funcțională? Marș, mă, că e încă funcțională. N-are bară, n-are un far. Capota e vai și amar de steaua ei. Dar a rezistat bine. Mamă, nu pot să cred că încă merge. Mă rog, merge e mult spus. Bă, dar împinge rău de tot Nicovala asta. Ești nebun? Mamă, ce-o împinge. Aici nu prea o mai împinge. Cred că nu putem să o împingem pe... Da, pe asfalt. Cred că e frecarea prea mare. Prea mare. Nu mă întrebați cât de mult a durat să spuneți toate aceste mașini și să le parchez pe toate. Mamă, cât a fumul iese din ele! Mai puțin din Logan... Și mamă, din Logan iese cel mai mult fum, ești nebun, de ce să te mint? Bun, băieți, avem toate mașinile astea, nu cred că trebuie să vă mai zic despre fiecare mașină, că se vede că sunt toate șmechere rău. În afară de asta, asta e o mizerie ordinară. Bun, și avem aici Nicovala de 3000 de pounds, care am uitat cum se traduce în română, dar ideea e că e cam 1360 de kilograme cică. Și ce vom face? Vom lua această Nicovală și o să încercăm să o tragem aici cumva. Și mă gândesc cum ar fi dacă prima dată am încercat să o izbim cumva între mașini, să o tragem fix pe mijloc, printre mașini. Hai să vedem ce o să se întâmple. Deci am luat Nicovala. Mamă! Ok, care a supraviețuit cel mai tare? Bun. Prima dată Loganul e vai și amar de steaua lui. Nu cred că mai e ce să salvezi la el. Da. Lambo și-a pierdut, cum îi zice, spoilerul ăla gigantic. În rest pare să nu fie atins. Spatele la Bugatti ăsta e papa. Tesla n-are absolut nimic ireal cum a ratat Tesla complet. E lovit BMW-ul, Audi ăsta RS3 e și el lovit. Supra are portbagajul deschis, iar astea primele chiar au încasat-o rău de tot, oameni buni. Da. Bă, a fost o încercare bună. Acum o să punem toate mașinile astea înapoi la loc și
toate par să fie cât de cât în regulă, nu? Ce-ar fi ca de data asta să izbim cu Nicovala un șir de ăsta de mașini și să-l lovim direct, să vedem. Îl trag! Mamă! Mamă, s-a dus tot șirul de mașini, băieți. Bă, Nicovala e... Mă, astea s-au combinat între ele? Au, nu, ăsta... Deci ăsta e un spate de Rolls, bot de Rolls... Și ai și acest Dodge, care bine că îi mai funcționează avariile, ești nebun că... Vai de capul meu, ce e aici înăuntru? Mamă, ce... Ce mizerie, actually, interiorul la mașinile astea americane. Da, s-au combinat astea două între ele. Ăsta e lovit rău de tot, ăsta la fel, ăsta e răsturnat. Și ai o roată care... Știu unde Dumnezeule mare se duce, bro. Ce e roată de... Ce? Oi, stai, e BMW? Da, e o roată de BMW. Bun. Păi, interesant. Problema e că am pierdut, cum îi zice, Nicovala. Iar de data asta... Bă, păi bune, unde e Nicovala? Alo? Bro, am pierdut Nicovala pe undeva. Nu e problemă, o să spunem alta. Deci nu știu unde s-a dus Nicovala, a dispărut pur și simplu. Bun, o să o luăm pe asta și o luăm pe asta roșie, care e foarte, foarte șmecheră. Și cred că de data asta vreau să, cum îi zice, să le lovim invers, în sens invers, da? Ca să nu se ducă în aceeași zonă cu celelalte mașini. O să lăsăm Nicovala pe acolo, pe undeva și cred eu că dacă ne poziționăm așa, ar trebui să... Putem să le lovim? Pe astea l-am lovit un pic mai încet. Am vrut să văd... Mamă, Loganul e varză, e mort. Bugatti-ul a îngrămădit ăsta, da. Bă, sincer, BMW-ul ăsta mai poate fi reparat. Partea dreaptă așa un pic de polish și în rest iese. Mamă, dar e frumos rău la interior, mă, de ce să te mint. Deși ceasurile astea, oameni buni, să-mi ziceți în secțiunea de comentarii ce părere aveți de ceasurile astea. Pe noile BMW-uri. Am și fost într-un BMW de genul cu ceasuri de-astea. Bro, no, nu e ce trebuie, nu-mi place, nu îmi convine. De asemenea, nu știu, consola centrală la BMW-urile astea noi cam sas, așa, nu știu, cam ce Dumnezeu e toată zona acolo de mijloc, de nu e niciun buton. Bun, e bine, Nicovala clar câștigă versus toate aceste mașini. Acum, haideți să facem altceva cu ea. Și acum am pregătit câteva mașini pe care am de gând să le izbesc de cea mai mare Nicovală din joc. Oameni buni, se află chiar aici și are 3000 de pounds, care nu știu exact cât înseamnă. E destul de grea, gen, e probabil... Probabil 1000 de kilograme sau ceva de genul ăsta, așa că avem aici mașini, avem un Porsche, avem un A4 Break, tunat, șmecher rău, de fapt nu e A4, scrie A4, dar am selectat versiunea de RS4 aparent, avem un Sprinter, de ce nu, o Dacia Logan și piesa de rezistență, mașinuța lui Fred Flintstone, oameni buni, și cred că o să începem cu mașina lui Fred Flintstone, care nu poate să vireze și e... E destul de înceată, dar prinde viteză. Oh, stai, de ce nu? Bro, când am dat-o cu spatele, era fix pe direcție. Oh my god. Ok, când am dat-o cu spatele, era fix pe direcția Nicovalei, așa că... Știi ce? Cred că trebuie să mutăm Nicovala. Mașina aia nu poate să vireze, nu știu cum Dumnezeule mare s-a întâmplat chestia asta. O să punem Nicovala aici, o să sperăm. Suntem fix pe direcția Nicovalei. O să lovim un pic cu... Oh my god! Ok, am lovit-o cu marginea, dar tot se pune. I-au sărit roțile. Mamă, ia uite-te la roata aia, bro. Uite cum se duce! Mamă, ce se învârte, bro. Care-i faza cu roata aia? Bă, roata aia nebunit, ia uite-o. Încă se învârte. Ce tot face? Bro, liniștește-te. Oh my god, se învârte ca un fidget spinner. Iisuse Hristoase, ce este asta? Ce fel de roți avea Fred Flintstone de se învârteau așa și nu se mai opreau? Da, mașinuța lui Fred Flintstone, sincer, nu prea a reușit să supraviețuiască, așa că o să aducem Nicovala înapoi acolo. Mașina asta poate să rămână aici. Hai să încercăm cu acest Porsche. Deci sunt curios ce o să se întâmple când Porsche-ul ăsta o să se lovească la putere maximă de acea Nicovală de 3000 de
am uitat cum se traduc în română, dar n-are importanță. Fix pe mijloc. Ăla e, tati. Băi, ești nebun, am împins Nicovala cu totul. Hai că am avut și Nicovala. Mă rog, am avut și Porsche, cică. Dar asta n-are importanță. O să punem Nicovala la loc și o să mergem cu acest Audi RS4. Ia să vedem. Bă, dar ce urât face, mă, 100 și ceva. Bă, nu e atât de rapid, dar scoate zgomote. Ce s-a întâmplat, mă? A. Bă, am pins și ăsta Nicovala fără probleme. E vai și amar de steaua lui și este distrus. O să punem Nicovala la loc și o să mergem la sprinter acum. Ia să vedem sprinterul ce reușește să facă, că el nu o să aibă viteză atât de mare, da? De ce în momentul ăsta îi dăm goarnă rău de tot? Suntem cât de cât pe direcția acelei Nicovale și... A supraviețuit Nicovalei! Mamă, și acum se aude de zici că avem V12 pe mașina asta. A supraviețuit Nicovalei și încă merge. Mă rog, nu prea mai poate să schimbe vitezele, văd, nu prea... Mamă, mai face și drifturi, mai zice ceva, băieți. Sprinterul câștigă la proba asta. Adică nu știu dacă era o probă, dar sprinterul clar, clar a supraviețuit. E chiar singurul care a supraviețuit. O să-i dăm iară mare, mare, mare picior la Loganul ăsta să vedem dacă el reușește. Dar nu, cred că Loganul o să... Aera piata de la mașină. Mamă, Loganul a zis... Se cunoaște că-i făcut de români, ești nebun, Loganu a furat... A furat asta cu totul. E parte din mașină acum. E efectiv parte din mașină. Doamne, bă, dar eu sunt foarte curios, ce Dumnezeu se întâmplă aici? Bă, asta e roata de la mașina lui Fred Flintstone care încă se învârte. De ce se învârte roata asta? Roata vieții se învârtește la la la... Fred Flintstone nu o oprește la... 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 Pentru că Porsche-ul ăsta e foarte puternic, m-am gândit să leg de el două Nicovale, oameni buni, și vreau să văd dacă Porsche-ul va reuși să tragă Nicovalele astea. Ia să vedem care dintre astea este Porsche-ul ăsta. Nu pot să cred că sunt atât de grele. Bun, stai așa. O să-i dăm acum mai tare. Nu pot să cred. Bun, și dacă este să... Cum îi zice? Dacă este să eliberăm una dintre Nicovale. Ok, ok. O singură Nicovală reușește să tragă. Bă, da, atât de grea e, nu pot să cred. Nu pot să cred că de-abia reușește să tragă o singură Nicovală acest Porsche. Bă, sincer, asta e o cursă pe care eu aș vrea să o văd. Cum ar fi să fie o cursă în care oamenii trag ceva cu lanțul legat de mașină? Îți dai seama cât de periculos ar fi? Oh my god, ar fi awesome! O să începem prin a trage ușor și acum mai dăm. Ca să nu se rupă bara. Mamă! Mamă, frate, Bugatti-ul ăsta n-are nicio problemă. Uite cum... Nu cred! Aoleo! Aoleo, frână! Frână! Am avut și bară. S-a zis cu bara aia, bro. Mă, dacă am reușit să agățăm de altceva, ar fi șmecher. Mă, dar stai că eu acum nu înțeleg. Bugatti-ul ăsta e chiar atât de puternic, de cară, atât de multe chestii. Aoleo, stai că pierde controlul. A pierdut și o roată. La fel cum a pierdut Turcia, lupta cu inflația. Așa, a mai fost și un cutremur recent aici. Jesus, săracii. Am văzut cum e când o mașină lovește o Nicovală, dar dacă ar lovi mai multe Nicovale, am aici efectiv un munte, aproape nu chiar. E cel mai mic munte din lume, dar este făcut din Nicovale și avem această, cum îi zice, Dacia 1310 de jandarmerie și o să ne îndepărtăm cu ea, o să mergem până în cealaltă parte și după aia îi dăm talpă până în Nicovale să vedem dacă reușește să suma mai supraviețuiască. Ați înțeles voi ce vreau să zic. Bun, îi dăm acum talpa aia despre care v-am povestit și despre care m-a avertizat bunicul meu să nu o dau la o Dacia Break 1310 vreodată în viața asta. Și are 80 și ceva de kilometri pe oră, 90 nu e atât de rapid, dar hai să vedem ce o să se întâmple când lovește Nicovalele.
Mamă, s-a oprit direct, ești nebun. Nici nu le-a mișcat, dacă stau eu să mă uit mai bine. Bă, cumva motorul... mă credeți că mașina încă merge? Dacă roata aia atinge pământ, nu pot să cred. Deși la viteza asta, deci oameni buni, a supraviețuit Dacia asta, nu pot să cred. Bun, dar dacă am selectat o altă mașină, bă, o mașină rapidă tare, da? Deci, Fordul Mustang, nu. Ce mașină să luăm noi să fie? Uite, Porsche 911 ăsta. O să luăm pe galben așa și îi dăm spawn new. Și o să mergem cu Porsche-ul ăsta până în cealaltă parte, da? Și o să facem la fel. Dar o să... Mamă, ce gălăgios e ăsta! Wow! Atâta vă zic, nu cred că o să se întâmple ceva foarte ok pentru mașina asta. E posibil să... Ok, a intrat cu putere în Nicovale, dar Nicovale le-au zis să-ți iau! Și apoi... Și apoi atât. Wow, nu mai e... Nu mai e nimic de salvat, mă. Nu mai e nimic de salvat. E acordeon, săraca de ea. Bă, sincer, nu cred că o să reușim să dăm la o parte nimic din nicovalele alea. Nu, nici măcar una dintre ele nu o să poată fi dată la o parte. Dar mă întreb, dacă am intrat cu ceva foarte mare, dacă am intrat cu un autobuz de ăsta. Mamă, stai așa o secundică. Stop sign, mă, vent, rear door, front arrow. Toggle Jato B. Ce e Aolo! Mamă, are... Bro, are... Frână, frână, ho, ho, frână! Să-ți ia... Mamă, cum e autobuzul ăsta școlar, frate, cu aripi și cu nos, din câte ați putut vedea, așa că o să îi dau viteză și pornesc și nosul. Și e efectiv rachetă în momentul ăsta. Îl controlăm cât de cât. Intră acum. Oh my god! Și-a luat zbor. A rămas în copac. Oh, să mă sărute pasional cu limba niște hamsteri cu Anthrax, dacă nu e cea mai faină chestie pe care am văzut-o. Bă, tocmai mi-a venit cea mai faină idee. Deci noi putem să luăm autobuzul ăsta și să decolăm cu el, cred. Tot ce trebuie să facem este să punem o rampă undeva, mă gândesc, nu? Deci haide să punem autobuzul, uite, fix aici. Da, ho, frână, trrr. Păi, cea, nu știu cum, așa se zicea la cai. Da, nu știu. Era, zicea acolo ceva legat de cai la un moment dat, dar nu sunt de acord cu așa ceva. Frână. Bun. Am salvat omul aici, oprește-te. Bun, și ce o să facem, oameni buni? O să vreau să mergem tocmai, cum îi zice, tocmai în partea asta și o să spunăm o rampă. Metal ramp, dar ne trebuie una care să fie puternică, știi, să nu... Cred că asta de metal. Deci, o să spunăm rampa asta, mamă ce bună e, bun, și o să o tragem, uite așa. Pam, 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 rampa de metal e pusă. Bun, oameni buni, haideți să încercăm. Deci, îi dăm așa viteză, activăm nosul și trebuie să încercăm să ți... Nu văd absolut nimic. Oh, God, ne ducem. Aulo! Oh, my God! Bro. S-a buguit jocul și mi-a resetat automat ăsta. Mi-a pus jocul pe... Uite, instability detected, așa mi-a zis. Hai că mai încercăm o dată. Am uitat să punem la loc asta. Aolo! Ok. Bun. Există o mică posibilitate să fii... Aolo, și am 1000 de nicovale pe aici, bro. Printre cele 100 de nicovale. Uite rampa. Bun. Am pus-o la loc. Și acum îi dăm viteză la ăsta. Mamă, cum o să fie. Mamă, cum o să zboare ăsta. Bun, 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 bun. La fix. Zboară, zboară. Mamă, încă... Mamă, ce se duce. Mamă, cât zboară. Holy shit, am luat zborul. Ce iese, mă, din el? Mamă, bro. Suntem cu fundul în sus. În momentul ăsta chiar zboară. Oh, nu, o să se izbească, o să facă...
Vai, mama, a devenit hatchback din autobuz. Bă, autobuzul ăsta e așa de bazat încât am o idee absolut genială. Ce-ar fi să luăm autobuzul, să-l lansăm de pe o rampă și să ducem după el și trei nicovale, că ne permitem. Avem trei nicovale, un lanț, ultima nicovală este aici după autobuz și cred că vreau să fac o chestie, da? Vreau să încerc prima dată să merg cu autobuzul ăsta și să văd dacă măcar pot să fac săritura asta, da? Deci trebuie să o luăm foarte ușor aici și acum dacă îi dăm speed... Nice! Bă, ulu, nu-ți lua zborul încă! Oprește! Oprește boost-ul! Ok, aterizează! Ulu! I-am dat boost! Decolează! 300 și ceva de kilometri pe oră! Oh my god! Deci, la cum se duce, o să oprim boost-ul și îi dăm iară. La cum se duce autobuzul ăsta, oameni buni? Aulă, stai că zboară înapoi. Frate, e nebun. Bro, cred că putem să-l agățăm de aici și să-l controlăm cumva. Oh, l-am controlat, l-am aruncat în altă direcție. O să activăm din nou boost-ul. Merge boost-ul, ok. O să se izbească de pământ, nu-i așa? Vai, mama. Nu, nu, se ridică! Visul! A, se izbește de asta. Oh my god! E cumva încă în viață. O să-l oprim aici, mama. Acum chiar arată avion. Deci arată avion un pic ciung. Alea, săracile de ele, nu prea mai merg. Hai să luăm nicovala și să o agățăm de punctul ăla. Bun. În momentul ăsta... Nu pot să cred că autobuzul ăsta... Mamă, se vede puterea dieselului. Băieți, unde e fum, e și putere. Ești nebun, de ce să mint? Trage ăsta trei nicovale fără nicio problemă. Bun. Bun, și acum o să-i dăm boost. Bun, sper să nu pierdem nicovalele. Oh god, oh god, am pierdut controlul. Mamă. S-a sfârșit, băieți, s-au pierdut toate nicovalele, s-au dus la gara, ești nebun, ăsta se învârte în aer. Ok. Nicovalele sunt conectate la autobuz, totul pare să fie ok. Bun, haideți să le tragem ușor prima dată. Ok, ok, ok. E un pic cam greuț. De ce să mint? De ce să mint? Mi-a plăcut, cum a zis cineva odată. Și acum frână, și acum frână. Hai să încercăm să-l ținem pe poziție. Bun. Bă, au ajuns pe tavan nicovalele. Am dat boost. Nu mai văd absolut nimic. Nicovalele sunt încă acolo. 400 de km pe oră. Ne-am luat zborul cu tot cu nicovale. Mamă, cum ne trag nicovalele. Bro, ne-au dat peste cap. Deci, nu o să nu mai face față în momentul ăsta. Ne-au tras nicovalele în jos. Mamă. A, uite, iar am buguit ăsta foarte tare și uite, mi-a zis că instabilitate detectată, jocul pus pe pauză. Da, băieți, nu știu cum să vă zic, dar autobuzul ăsta e șmecher rău și nu pot să cred cât de multă putere are, oameni buni. Adică are atât de multă putere încât, cred că pentru că e diesel, încât trage trei nicovale după el fără nicio problemă, în timp ce, bă, dar noi chiar zburăm. Bă, la modul cel mai serios, noi în momentul ăsta suntem... Hai că se vede ceva. Suntem pasageri. Ne ducem la Iisus Hristos. Ne ducem la Dumnezeu pe norișor. Noi chiar decolăm. Cred că la un moment dat o să se dea peste cap și o să ne apropiem cu putere de pământ. Nu-i așa? Aoleu, o să dă peste cap. Doamne, iartă-mă. O fi bine, mă, să conduci un autobuz de ăsta școlar în Statele Unite, nu? Stai, dacă s-a dat o dată peste cap, oare se mai dă o dată? Eu n-am control în momentul ăsta asupra lui. Atâta vă zic, adică eu sunt doar spectator aici. A, nu cred. Unless... Aoleo. Aoleo, n-a reușit. Vai, mamă, s-a buguit atât de tare și s-a distrus încât iară mi-a pus jocul pe pauză. Bro! Ce-a fost asta? Deci mi s-a resetat, s-a pus jocul pe pauză. Când l-am scos de pe pauză, s-a turat atât de tare motorul încât i-a sărit bara față.
Bă, n-o dai, bă, bă, n-o dai cu... Bă, autobuzul școlar e prea fenomen, oameni buni. Și aparent este singura mașină suficient de puternică să, să tragă trei Nicovale după ea. De ce nu vorbești cum trebuie, Pink? Îți trebuie lecții de dicție, tu Dumnezeu, și când am găsit totul, mă. Și noi o să ne vedem pe data viitoare, nu uitați să apăsați butonul like și nu uitați să vă abonați. Mamă, au fost prea multe trei begaluri. Astăzi pe BeamNG Drive mi-am băgat... Mașina, mi-am băgat mașina pe joc, oameni buni. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să strângem peste 4334 de like-uri, un număr foarte specific. Și mașina pe care o am eu este un Renault Megane 4 Break GT Line pe albastru. Arată foarte frumos când e curat și e soare afară, în rest nu prea. Iar la interior este vai și amar de steaua lui, dar are CarPlay. Și ia uitați cum arată pe joc, oameni buni. Există câteva diferențe pentru că n-am putut găsi un Renault Megane exact ca al meu pe net, ca să bag în jocul ăsta și să fie foarte șmecher, dar ăsta se aseamănă maxim de mult cu mașina mea, în afară de faptul că asta e hatch și mașina mea e break, dar dacă fac chestia asta, o să vi se pară că e break. Probabil. Ok, da. Spatele arată foarte bine și destul de aproape de realitate, în afară de faptul că are chestia asta pe mijloc, pentru că asta este varianta RS a Megane-ului, gen rapidă. A mea e... GT Line cu motor 1.5 diesel, ești nebun, nu prea e foarte, foarte rapidă, dar haideți să îi dăm un pic talpă să vedem cât de rapid este acest Megane, care este foarte aproape de realitate cu Megane-ul meu, în realitate de aproape, ați înțeles voi. 150! Băi, actually fuge, hopa, olo! Nu pierde controlul! A pierdut controlul și am bușit-o. Bam, am bușit-o rău! Și acum nu mai poate să vireze dreapta. Mi-a plăcut, mi-a plăcut să mă plimb cu Megane-ul meu pe joc, ești nebun? 3 secunde mi-a luat. Dar e o mașină foarte drăguță și interesantă și dacă vă place și vouă să apăsați butonul de like, să-mi ziceți în secțiunea de comentarii ce mașină au părinții voștri. Pentru că ia uitați, avem o misiune aici și teoretic misiunea asta e un fel de cursă și avem timp și haideți să vedem dacă mașina mea e în stare să ducă această cursă contra cronometru la bun sfârșit. Nu uitați să îmi scrieți în secțiunea de comentarii ce v-am întrebat. Aș vrea să știu, pentru că vreau să știu de la cine pot să fur sau să nu fur catalizatoare. Așa că o să facem aici. Mamă, cât de încet trebuie să o lăsăm. Doamne iartă-mă. Tim un pic de frână aici. Mă, știi ce? Ar trebui să nu mai pun frână cu frâna de mână, că derapează destul de rău. Mamă, Doamne iartă-mă. N-ați văzut absolut nimic, ne-am descurcat de minune. Hai să vedem cât prinde, dacă tot putem să-i dăm atât de multă viteză aici. Văd că face o stânga undeva în față, 200 de km pe oră. 220, ok, probabil și mașina mea ajunge la 220 de km pe oră. În cădere, de pe o stâncă, în cădere liberă, probabil. Adică 1.5 ăla nu e de mers atât de... ia uite mă, zice în dreapta. Cât mai ai până vine o curbă, 50 de metri. Aulo! Bă, dar nu m-am gândit că e atât de... Nu m-am gândit că e atât de mare curba. E ok, ajungem la checkpoint. Nu mai ajungem la checkpoint. Mașina s-a stricat mult prea tare ca să ajungem la checkpoint. Dacă apăsăm... Nu pot să cred. Opa, opa, opa. Mamă, ce, bă, ce bine am luat curba de data asta. Mă, cineva să mă dea cu capul de pereți, iar îi dăm blană. Și după aia mi se pare că e linie dreaptă până la finish sau am înnebunit eu? Stai așa, asta e la dreapta, mare rău de tot. Oameni buni, mamă, ce se descurcă mașina asta. Mamă, ce se descurcă mașina asta, băieți. Vreau și un motor de ăsta pe mașina mea, ca mea cu 1.5 de cei ăla e așa mai pe consum, înțelegi? Ia stai că acum vine una urâtă la deal. Am derapat puțin și am făcut foarte bine că am derapat. Aici este dreapta și după aia e linie dreaptă până la finish. Ia să vedem ce timp scoatem, oameni buni. Cred că reușim să scoatem 2 minute și ceva. Ok, succes. 2 minute și ceva pe lap. Deci avem 4 minute 44. Oh God, o să fac accident mașina. Am pregătit Nicovala de 1300 de kg, oameni buni. Hai să vedem cum este la interior această mașină. Deci este automata mea, e manuală. Mamă, ce ceasuri, mamă, ce ceasuri urâte. Mamă, nu-mi plac ceasurile astea. Navigația e exact ca a mea, de ce să mint?
Iar aici avem multe detalii cu roșu, nu știu, a mea e cu mult albastru, așa îmi place mie, cu albastru. Și cred că o să lăsăm Nicovala aici, pentru că mergem în cealaltă parte. Vreau să văd cum se descurcă Meganul meu când lovește cu... Cât o să facem? O să facem vreo 150 de kilometri, cred că până acolo, 150 de kilometri pe oră. Bun, în momentul ăsta ne apropiem, o să avem mai mult de 150. Cât am avut? Am avut 170 când am lovit Nicovala și... De ce să mint dacă... Oh, no material, iau ce scrie pe aia. De ce să mint dacă mergeam cu 150 de kilometri pe oră în Meganul meu și loveam o Nicovala? Probabil supraviețuiam, nu pare să se fi deformat pe la interior foarte tare. Și motorul e vai și amar de el și e distrus, da. Merge cu spatele cu 72 de kilometri pe oră, ce Dumnezeule mare. Bun, frână, pentru că acum o să lovim emoji-ul. Să vedem emoji-ul dacă reușește să facă mașina asta complet bucăți. Sau dacă aș reuși să supraviețuiesc, dacă aș lovi un emoji gigantic. L-am lovit cu mulți kilometri, nici nu știu cât am avut. Ok. Ăsta e scaunul din față, nu? Deci stați să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Cred că pot să deschid ușa, nu pot să deschid ușa. Cred că scaunul s-a dat rău de tot în față, nu prea îmi dau seama exact de ce. Hai să intrăm în photo mode să vedem. Deci scaunul a venit în față. Dacă sărea airbag-ul și eu veneam așa, cred că supraviețuiam. Deci cred că supraviețuiam și la impactul frontal cu un emoji, dar emoji-ul clar a fost un pic mai destructiv decât, Nicovala. Și acum, sincer, sunt curios. Credeți că Meganul ăsta ar fi în stare să tragă Nicovala după el cu un lanț? Avem Nicovala legată la mașină, oameni buni, și sincer, chiar sunt foarte curios. Stai să ne dăm seama, deci în momentul ăsta avem SC, TC off, pe confort, vrem pe sport, deci vrem să fim pe sport. Și o să tragem ușor, ca inițial, să vedem dacă... Bă, nu e rău. Deci, oameni buni, mașina chiar cară. Aulo. Mamă, e într-a întâia, i-a dat a doua, băieți. Deci mașina chiar cară această Nicovală fără bară spate. S-a terminat cu bara spate, atât a rezistat. Da. Mă gândesc, dacă aș, cum îi zice, dacă aș lua lanțul ăsta și l-aș dezlipi de pe ăsta. Trebuie să vedem cum, uite așa. Și am lipit lanțul acum de mașină, dar nu de bară, de altceva, de ce Dumnezeu se poate lega. Poate de frame-ul ăsta direct. Hai că e legat de frame acum. N-ar trebui să se mai smulgă nimic. Bă, da. Stai așa că a trebuit să-l urce. Apă bune când deal nu reușește. Hai mă. Bă, nu se poate. Gata, acum poate. Cred că dacă stă așa e prea multă frecare de pământ. Gen, și acum suntem pe asfalt. Hai să vedem. Nu se chinuie atât de tare pe cât credeam, oameni buni. Deci Meganul meu este o mașină foarte bună. Ia uitați-le, i-a dat a doua. A dat a doua și are 70 de kilometri pe oră, cărând 1300 de kg care se freacă de asfalt. 82 de kilometri pe oră. Aici se pierde, ca a dat a treia. Am pierdut. Aul. Oh, no. Ce-a ieșit, mă, din... Mamă, ăla-i farul? Oh, ăla-i farul, dude. Hold up. Am smuls farul din mașină. Ce se întâmplă, bro? Gata, nu mai are far. Pot să-l smulg și pe celălalt? Stai așa. L-am smuls și pe... Mamă, ziceți papa la faruri. Hai să-i smulgem și bara. De ce nu? Că e greutate în plus de care n-avem nevoie. Deci mașina trebuie să fie foarte rapidă. O să... Putem să-i deschidem ușile? Stai așa. Cum făceam să-i deschidem ușile? Nu-mi dau seama, ar trebui să fie mașina oprită, nu știu, nu merge. Dar, bă, tot ce pot să zic e că Meganul chiar cară Nicovala aia și se descurcă, sincer, o idee mai bine decât Toyota Supra, nu știu cum. Oh, s-a stricat ceva și acum nu mai intră în viteză.
Am avut și Megan. Am adus Meganul pe zăpadă, oameni buni. Este o hartă care mie îmi place foarte mult. Deci îmi place zăpada maxim. Uite ce frumos e și văd că... Bă, de ce să minți? Se cam chinuie. Cred că derapează, dar nu reușește să tureze foarte tare și să schimbe. E într-a treia la 100 de kilometri de oră. Pe oră, doamne, câtă frână a trebuit să punem acolo. Da, băieți, nu știu ce să zic. Pe zăpadă, Meganul meu trage o țeacă colosală. Ia uite, deci uite cât de greu frânează, bă, ireal, intra ABS-ul ăsta, nu mai frânează deloc, mă, ce ABS e ăsta de la chinej? Hai să mergem pe strada asta, să vedem dacă putem să-i dăm un pic coarnă și să-i dăm în gură, cum s-ar zice. Mamă, cel mai mare viraj din viața asta a fost. Bun, i-a dat, a treia. Cumva a reușit să ia virajul ăsta, trecem peste un pod, 100 și ceva la oră. În momentul ăsta noi nu mai reușim să frânăm, e ireal așa ceva. Sau... Unless, chiar am reușit. Era un drum... Oh, mamă, era un drum interesant prin... Prin cum îi zice? Prin pădure. Normal că o să intru prin pădure. Bă, ce-mi plac drumurile astea. Mă, nu știu, eu nu mi-am dat seama niciodată, dar mie îmi place așa să merg pe drumuri de-astea de țară, off-road, știi? Uite ce relaxant e, fără asfalt, fără 2000 de kilometri pe oră. E nice rău, din interior cum se vede, în interior tremură volanul ăsta, că tremură roțile. Îi dăm, aoleo, stai așa că pierdem controlul dacă... Mamă, cât aveam, aproape 100 de kilometri pe oră. Pe drum de țară, mai ziceți ceva aici, nebun? Aoleo. Ha? Păi eu cred că chiar ar trebui să merg la off-road cu Meganul meu. Deci chiar ar trebui, se descurcă bine. Aici ai dăm maxim de viteză, că văd drumul liber. Bun, 100 și ceva. 130, 140. Haideți să pierdem controlul intenționat, lol. În această curbă o să lovim frontal. Mamă, fix în copac. Da, bine, dacă eram în mașină, de ce să mint? Cred că nu mai eram în toate mințile. Cred că s-a terminat. Cred că nu mai poate să coboare de aici mașina. Și de ce se face farul așa? A, așa e pe interior, e cu roșu. Hai să sărim cu Meganul pe o rampă gigantică din GTA. O să... Mamă, cum se aude? De ce, Dumnezeule mare, se aude așa? Stai să o luăm ușor, să nu pierdem controlul și... Când avem controlul, acum îi dăm talpă. La câți kilometri credeți că reușim să ajungem? Avem 200 și ceva în momentul ăsta. Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, 300 și... Dacă scrieți exact cât aveam... 330 și ceva am avut. A, fix în zid. Oh, mamă, ce argintie și frumoasă e pe dedesubt. De ce să mint? Mi-a plăcut. Cum ar zice un mare om. Da, e bine flăcări. Cred că... Nu, e destul de posibil să nu mai fiu în viață dacă aș face o chestie de genul. De, hai să vedem dacă reușim să... Ce să mai, că am pierdut controlul, nu mai înțeleg unde sunt. Sunt cu spate, am preluat controlul. Am pierdut controlul. Dacă eu mai ajung în roți cu mașina asta... Bă, dar se duce, nu glumă, cred că ajungem până la final. Se duce Meganul meu să se ducă, ducă să arăt apoi, ești nebun. Aolo, înapoi în Olanda cu el, aolo. A supraviețuit, deci eu supraviețuiam dacă eram acolo. A picat și în picioare, e mai plată ca... Mama, a ajuns între doi... Cum a trecut prin copacul ăsta? E mai plată decât... O să testăm acum Meganul pe harta asta cu foarte multe rampe și o să începem cu prima rampă unde am reușit să... Ce face, mă, camera asta de s-a băgat pe sub mașină? Aoleu, s-a întâmplat ceva, 200 și ceva de kilometri, 300, 300 și un pic a avut. Nu cred că o să ajungă până la apă, nu ajunge, aia e bun, nu-l mai... Oprește-te, bro, nu, las-o pe liber, că nu mai are, o turezi degeaba. Bă, dar n-a ajuns foarte rău, eu cred că ajunge la apă, dă-te, mă, ce bună e mașina asta. Bine, probabil că gen nu mai eram în viață în momentul ăsta, dar nu are importanță. Haideți să mergem la rechin, oameni buni, deci eu vreau să mergem să sărim în rechin cu mașinuța și o să mergem pe partea asta roșie a rampei. Nu uitați să apăsați like, să scrieți în secțiunea de comentarii când este ziua voastră de naștere. Vreau să știu când să nu vă zic la mulți ani. În rechin, oricum, eu preconizez că, mamă, dar are un pic de viteză.
300 și ceva la oră, 390-400 de kilometri la oră a avut. Da, am vrut să zic că preconizez că o să se lovească de tavan și apoi o să ajungă în apă, o să fie vai și amar de steaua. Mamă, ce motor are! Bă, dar nu știu, Meganul ăsta RS, ce motor are? Like, în mod neironic, are motor de 1.8 ce dezvoltă 296 de cai putere și 420 de newton metru? Nu pot să cred așa ceva. Bă, da, nu s-au zgârcit ăștia de la Renault. Au zis, hai mă, să le dăm, să n-aibă ce... clasic. Clasic, ok. Trebuie un pic mai multă viteză. Perfect! Cred că am pierdut ceva pe drum, dar n-are importanță. Și dăm acum, iar o să aibă vreo 400 ceva de kilometri. Mă, cum are, mă, 300 de cai din 1.8? 1.8 sunt nebune ăștia de la Renault. Aulo, suntem pe partea pistei unde nu avem rampă și o să ne lovim de asta și s-au dus roțile direct în dinte. Am avut și Megane, ești nebun? Mă, ar fi fenomen dacă ar reuși să se oprească pe drum, să nu mai ajungă până în stomacul viermelui. Dar am o idee foarte interesantă. Ce-ar fi... Mamă, e plată, e atârnă ceva de ea. Bă, am văzut volanul. E bine, volanul e încă întreg. Deci dacă volanul e întreg, înseamnă că într-o situație de genul nici eu nu aș muri. Am rupt bara din față la Megan și l-am legat de autobuzul magic al lui doamna Frizzle. Dacă știți cine este doamna Frizzle, să-mi ziceți în secțiunea de comentarii și ia hai să începem să tragem ușor. Bun, ca să-l punem în mișcare. Bun, îl cărăm destul de bine. Adică chiar îl cărăm destul de bine și acum dacă e să apăsăm... ce era? B? O, i-am dat turbo, i-am dat turbo la autobuz. În momentul ăsta mergem cu 200 de km pe oră, îl tragem după noi. Și în momentul ăsta am luat zborul. Oh my god, am luat... Ui, stai, chiar poți să iei zborul așa cu ăsta fără o rampă? Ceva, bro, este încă după mine Meganul. Meganul este încă după mine, dude. Din păcate nu pot să controlez autobuzul, dar Meganul este încă după mine. Așa că o să schimbăm pe Megan. O să apăsăm. Mamă, ia uite cum e în față. Mamă, uite cum... Aoleo, o să se izbească de... Pă... Mă... Huh? Aucii... A fost atât de destructivă prăbușirea încât s-a pus jocul pe pauză. Bine că n-a mai sărit în aer motorul ca prima dată. Avem 3 Megane legate de autobuz, oameni buni. Haideți să ajungem la autobuz, care este ăsta, și să începem să tragem ușor de ele, să nu cumva să se desprindă vreo unul. Bun, să le aducem pe toate 3 fix în aceeași locație geografică. Ia uite-le cum stau acolo așa agățate frumos. Și acum, dacă e să-i dăm un pic de viteză, da, un pic, așa, un pic, bun. Și acum pornim boost-ul. Bun, a sărit un far de la una dintre mașini. Ai o bară de Megane pe care am rupt-o eu și am aruncat-o. Îi dăm maxim în momentul ăsta. Hai să vedem dacă reușește să decoleze. Cred că decolează imediat. Decolează în câteva secunde. Oh, god, trebuie să luăm un pic stânga. A decolat. Ce s-a auzit? S-a rupt ceva. Mamă, au fost prea multe 3 Megane-uri. 3 Megane-uri, Megane? Nu sunt sigur, a fost prea mult. Wait, eu nu pot să cred că sunt încă legate de... Nu pot să cred că sunt încă legate de autobuz, oameni buni, în momentul ăsta. Meganele nu mor, uite-te la ele. Deci, cred că 3 Megane sunt mult prea grele și au tras autobuzul ăsta. Oh, unless... Hai mă, frate, ia zborul! Ce Dumnezeu! Hai să vedem pe rampa asta gigantică cât de departe sare Meganul. Deci vreau să văd în metri. A rămas pe pistă. Îi dăm acum mare goarnă. Mare talpă. Mare... Mare picior în accelerație. A avut 200 și ceva când a plecat de pe pistă. Și în momentul ăsta cred că... O să se izbească destul de urât cu spatele, dar dacă nu rămâne în roți, cred că o să ajungă destul de departe ca alunecă. Deci 700 de metri în momentul ăsta. Aulo, mamă, trebuie să cenzurez acum. Îi atârnă belengherul. 1000 de metri, bă, nu e rău. Cea mai...
Cea mai mașină dintre mașini, la câți metri a reușit să ajungă? Cred că 1700, 2000 de metri, undeva pe acolo. Megane este la 1300 de metri și a intrat și în careul de 1400. Deci eu zic că, bă, nu e atât de rea mașina aici, nebun. În momentul ăsta mă aflu pe o hartă cu foarte multe rampe și scări și tot felul de trăznăi. Ia uite ce Dumnezeu! Trebuie să faci... A, ia uite mă, mergi cu viteză și sari prin gaură. Da mă, da, sunt sigur că am putea să facem chestia asta, așa că o să punem frâna aici. Uite așa și ne întoarcem acolo, bun. Și o să sărim pe la 35 de grade, zicem dacă reușim să trecem prin gaură ca niște gameri. Dacă trece prin gaură... What the hell? A ratat gaura, dar uneori în viață se mai întâmplă și de asta. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați like sau să vă scuip! No! Al doilea, cel mai popular clip al meu este un clip de acum mulți ani de BeamNG Drive. Așa că am decis să descarc din nou jocul să văd ce se mai întâmplă și Iisuse Hristoase, se întâmplă o grămadă de lucruri. Mă aflu aici cu Dacia mea 1310 pe culoarea roșu aprinsă, mă roadă hamsteri, ce frumoasă este, și vom sări pe rampe și vom sări pe scări și vom urca munți astăzi în acest episod. De asta v-aș ruga să apăsați butonașul de like, vreau foarte multe like-uri și... Mașina asta are și număr de înmatriculare. Bână, stai, ce e bână? Ce județ e bână? Oh god, habar n-am, să scrieți în secțiunea de comentarii. Bun, și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că, mamă, cum am schimbat a doua, ești nebun, stai așa că o luăm la vale. O luăm la vale, ne ducem pe cea mai mare rampă, care nu e chiar atât de mare, mamă, dar e chiar stabilă. Bro, e ca, chiar mega, mega stabilă, uitați-vă la ea ce merge. Bro, nici măcar nu trage stânga ca în clipul ăla, oh god, sare. Asta n-a fost atât de departe pe cât mă așteptam. Ok, a rămas motorul fără ulei. Și dacă pune și frână pe nisip, a ajuns în apă. Cred că e mort motorul, da, e posibil, da, uite, zice acolo, engine broken. Bă, a supraviețuit foarte ok, ești nebun? Pe bune, deci dacă luăm o mașină care cred că e prea rapidă, s-ar putea să nu supraviețuiască atât de bine. Hai să încercăm. Ia uitați ce mașină de poliție șmecheră am, oameni buni. Apropo, dacă o să vă placă clipul ăsta, nu uitați să îmi scrieți în secțiunea de comentarii lucruri pe care aș putea să le fac pe jocul ăsta, cum ar fi Pink, ia o Dacia Logan și gen două pe munte și în momentul ăsta nu știu ce se întâmplă. Bro, de ce e cu fundul sus? Nu văd, nu înțeleg. Nu văd nimic. Bro, nu pot să văd ce se întâmplă. Oh god, acum văd ce se întâmplă și oribil. Oh my god! Lord Iisuse! Ok. Îmi place că cer motorul. E agățat în ceva cablu de mașină și nu l-am putut pierde. Credeți că mai pornește? Oh, cred că așa a fost mașina mea înainte să vină în România. Da, bro, da. O să mai revenim pe harta asta pentru că avem o grămadă de astea șmechere, rampe gigantice din GTA. Am aici o listă foarte, foarte mare cu mașini BMW M4. Ok, ăsta este modat. O să-l facem tot roșu și o să-i dăm replace, da? Ia uitați-vă la BMW-ul ăsta M4. Vai, mamă, stai așa că și-a luat cea mai mare viteză. Bro, e mult prea rapid. Ok, și-a revenit, și-a revenit. De ce frânează? De ce nu mai frâna? Bro, BMW-ul M4 și-a lovit botul, după care a frânat până s-a oprit pe rampă. Bro, Dacia n-a făcut așa ceva. Ce mizerie ordinară este BMW-ul ăsta, oameni buni. Uitați-vă la el. Deci ăsta e mai prost decât Dacia 1310. Supraviețuiește? Ok, cred că supraviețuiește cât de cât. Și a ajuns și el în apă, fără o roată, da. Chestia e că știi ce nu mi-a plăcut? Nu mi-a plăcut că aparent trebuie să începem să coborâm mai ușor pe rampă. Pentru că am mers mult prea tare. Acum mai dăm goarnă. Acum mai dăm goarnă. Ia uitați aici, avem 120 de mile pe oră. Nu știu cine folosește milele, like americanii ăștia nebuni. 200 de mile pe oră aproape. Viteză foarte mare în momentul ăsta și cred că e papa. Ok. E... Fai de steaua lui, ești nebun.
Mă credeți că... Nici măcar n-a ajuns în apă. Mă credeți că Dacia, dacă nu era lovită foarte tare și nu intra apă în motor, cred că pleca de acolo din piscină. BMW-ul ăsta e o gherlă ordinară. Da, nu știu ce să zic. O să mergem aici. Ia stai să încercăm o altă mașină. Dar avem o grămadă de alte mașini pe care le putem încerca. Fulger McQueen. Oh, Bugatti Veyron. Un Bugatti roșu vreau. Mă rog, am tot folosit culoarea roșie, a trebuit să încercăm și alte culori, dar o să luăm un Bugatti, cum are Andrew... Mamă, ce fel sună ăsta, cum are Andrew Tate. Bun, o să mergem cu el până... Oulu, până aici ușor, ca să luăm rampa și acum îi dăm goarnă. Bun, ia-ți de Bugatti-ul ăsta, vai mamă, cum sună. Oulu, a pierdut controlul deja. Bro, e un gunoi ordinar. E cea mai proastă mașină pe care am văzut-o. Până și Dacia s-a controlat mai ușor. Ce a zburat acolo? Unul dintre motoare? S-a nici măcar n-a mai liberit piscina aici, nebun. Sunt surprins că a rămas în picioare. Mai funcționează? Ok, dintr-un motiv sau altul nu vrea să plece de pe loc. Nu știu exact ce se întâmplă, cred că l-am buguit rău de tot. Bun, haideți să mergem în altă parte a hărții. Deci asta de acolo e rampa cea mare. Ce este aici? Ia să vedem. Freestyle Stadium, aulo. Ia hai să mergem aici. Avem și mașina reparată. Ia uite măi, un stadion de putem să facem scheme cu mașina. Numai că nu prea știu ce să zic. Ce scheme am putea noi să facem aici? De exemplu, o luăm așa și dăm goarnă. Și sărim aici. Și am urcat sus. Și acum am crezut că am rămas blocat. Era cât pe ce să rămân blocat. Mamă, ce gherlă ordinară de mașină. Da, nu știu ce să zic. Bă, Andrew Tate este șmecher. Dar Bugatti-ul ăsta, mamă. Stai așa că am pierdut motorul, bro. Nu pot să cred că am pierdut motorul. Ăla e motorul. Stai așa o secundă. Oare două motoare în spate? Stai mă, ce se întâmplă cu mașina asta? Imediat ce încarcă jocul ăsta neghiob. Oh, bă, dar ce mașină. Îmi place, da, băieții mei? Stai, ce e asta? Putem să sărim pe aici? Oh, God. Am sărit și am și aterizat în picioare. În roți, în... Nu pot să cred că încă funcționează mașina. Ireal așa ceva, mamă, ce bune sunt Mercedes-urile astea. Bun, fiți atenți, dăm peste cap. A fost o încercare. A fost o încercare destul de bună. Nu. Mă, de ce iei dreapta? Merge în dreapta, uite, mașina e nebună. E nebună mașina asta. S-a dus în dreapta, de ce s-a dus în dreapta nu știu. Iar a aterizat în picioare. Cumva reușește să aterizeze cum trebuie. Aici nu mai aterizează bine. Mă, nu cred! Oh my God, iar a aterizat. Nu pot să cred. Ok, mașina asta este șmecheră. Nu am să mint, dar... Pentru că am bușit-o atunci la început, n-am mai vrut să ia virajul cum trebuia și gen a fost nașpa. Așa că mă gândesc. Deci dacă suntem fix pe direcția bună și băgăm marș arier și ne dăm cu spatele... Opa! Bun, și acum ne întoarcem cu fața și îi dăm goarnă și un pic stânga... Ăla e? Ce gamer bun la a conduce mașinile virtuale! Că în viața reală îți vai de steaua... am omorât oamenii din tribună. Cred că nu mai sunt oameni în viață aici. Dar a supraviețuit mașina. E prea bună mașina asta. Bun, haideți să mergem în altă parte a hărții, că avem o grămadă de alte părți. Ia să vedem, avem ce asta? Trebuie să coborâm. Tower Driving. Hai să mergem aici la Tower Driving. Nimă, ia stai așa o secundică. Nu știu de ce, dar am văzut o rampă, am sărit. Direct în piscină? Oh, nu, am ratat piscina. Wow, nou model, Mercedes, cu fundul în sus. Am Toyota Supra MKV, care nu știu ce înseamnă MKV, dar o vreau pe albastru. Mamă, e fix ca aia din filmul cu mașini și cu familia și familia lui și... Oh, ok, cred că... Oh, no! Cred că e vai de steaua ei mașina asta. Stop, pune frână odată, oprește-te! Oh, ok, s-a oprit. Nu pot să cred că încă funcționează.
Nu pot să cred, uitați-vă la ea cât de distrusă e și nici măcar nu mai poate să plece de aici, nu? Da, atât a fost. Bun, de data asta cu această Toyota Supra o să mergem până la scări. Mamă, da, bă, da, are un pic de viteză sau mi se pare mie? Și apoi o luăm pe scări cu viteză maximă. Oh, God, asta nu e bine. Asta n-am gândit atât de bine. Trebuia să coborâm până jos ușor pe scări. Ok. Îi se vede, like, motorul și alte chestii. Oameni buni, dacă părinții voștri au avut o astfel de Dacie, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, dar trebuie să fi fost pe alb. Deci tatăl meu a avut o Dacie de asta pe alb. Nu, înainte a avut una pe verde, era un verde de la așa un pic închis și după aia și-a luat una pe alb și mamă, deci vreau să văd cât de departe reușim să ajungem cu Dacia asta pe rampa asta. Deci rampa asta e fenomen, zici că e de aia din ce... Ok. Oh my God, cum se învârte, nu! A ajuns destul de departe. Știi ce, dacă ajungi pe pământ și mai supraviețuiește și nu... Oh my God, motorul încă merge, nu pot să cred așa ceva. Bă, a fost bine, a fost bine, dar vreau să încerc și alte mașini, vedem ce mașină reușește să ajungă cel mai departe. Dar cred că una cu foarte multă viteză ajunge departe pe rampa asta. Cred că la faza asta mi-am bătut puțin joc. Am luat un autobuz întreg, m-am dat în spate cu el și acum îi dăm goarnă. Să vedem dacă reușește să ajungă până la finalul rampei. Că el e foarte mare și nu cred că poate să pice între rampe. Oh, ușor nebunule! Actually, e ușor de controlat și chiar merge. Chiar merge. Chiar merge, oameni buni. Mi s-a dezumflat un cauciuc, dar... Oh, no. Oh, asta nu e bine. Ajunge până la final? A ajuns până la final, nu cred. Când zice iubita ta că știe o scurtătură și trage brusc stânga de volan. Băi, e bine. E bine, numai că mă așteptam să cadă mai departe. Vreau o mașină foarte mega rapidă, oameni buni, care să fie atât de rapidă încât să se învârtă, să sară de tot, să cadă tot jos de pe munte. Nimic nu e mai rapid ca Fulger McQueen. Scrie ca ceau pe spate, dude. Mamă, cum se aude. Bun, nu prea arată. Nu prea arată. Ok, frână, frână, frână și frână în același timp. Nu prea arată Fulger McQueen, dar îi dăm acum goarnă. Bun, îi dăm goarnă și o ținem pe poziție. A sărit câteva rampe. A sărit prea... What the f... Bro... Încă mai merge motorul. Ok. Ce-ați zice să nu-i mai dăm atât de mult avânt? Cred că n-a fost o idee bună. Bun, acum o să o luăm fără avânt, uite așa. Ok, ne trebuie mai multă viteză, mai multă viteză, bro. O să pierzi, o să pici fix printre dacă nu ai grijă. Oh, nu, gata, s-a terminat. Aia era o roată de-a mea. Măcar de picam picioare, că poate puteam să o mai... Frate, nu se poate, deci nu se poate ca Fulger McQueen să fie atât de lent. Come on. Deci, pierd prea tare controlul la fiecare aterizare de asta pe rampă și nu mai pot să-i fac nimic. Ia uite, deja s-a dus. Bun, acum secretul ar fi să se învârtă cât mai tare și să nu cadă printre rampe. Tocmai a căzut printre rampe. Și acum, gen, am făcut-o cupe, ești nebun? Cred că n-a supraviețuit. Ne trebuie altceva, ne trebuie o mașină atât de rapidă încât... Rolls-Royce? Nu... o Tesla ne trebuie, da mă, da! Care... ce vrem? Ce fel de Tesla vrem? Știu că aveam o Tesla. Sau să încercăm BMW M4 competiție pe verde. Ia uitați-l ce frumos e, mă, o să dăm un pic cu spatele. Mamă cum face, bun, și acum îi dăm goarnă. Sper că nu mi-am luat prea tare avânt și gen o să pic cu botul în rampă. Oh, God. Ba da, ba da. Oh, e ok, am stabilizat-o. Glumesc, n-am niciun pic de control în momentul ăsta. Și ăla a fost. Wow, asta e. Sincer, nicio mașină n-am mai făcut așa. Mamă. Mamă, ești nebun, am făcut o hatchback. Încă merge.
Bro, încă merge, mamă, ce drifturi face. Ah, ok, gata, e vai de steaua ei. Bun, de data asta n-o să-i mai dăm avânt, o să mergem foarte ușor și acum mai dăm goarnă. Acum mai dăm goarnă, oameni buni. În momentul ăsta, ia uite-o. Asta vreau să văd, asta vreau să văd. 100 de mile pe ore. Pe oră. Ok, e moartă. E ok, poate pică, mamă, pică tot muntele. Credeți că o să mai... Mamă... O, copacul! Mamă, cum a trecut pe lângă copaci. Mamă, cum se învârte. Bro, încă se duce. Nu pot să cred că ajungem poate până acolo. Oare acolo ar trebui să ajungem acolo la roșu? Ăla era un cauciuc. Bro, cred că trebuia să ajungem până acolo la roșu. Ok, nu știu unde este motorul, în mașină clar nu e, dar funcționează undeva. Nu, BMW M4 nu se descurcă aici, ne trebuie altceva. Băi, eu chiar vreau să fac rampa asta, dar nu cred că o să reușesc. Hai să încercăm o altă rampă. Uite, de exemplu, hai să încercăm pe asta de aici, la Mega Rampă 5 o să mergem, pentru că asta pare să fie mai ușor de făcut. Nu are găuri în ea și ajungem... Bro, suntem în aer, suntem în cădere. Gata, ăla e. O ținem pe poziții. De ce pui frână? Mi s-a blocat motorul. De asta pune frână, că i s-a blocat motorul. Bă, măcar cauciucul meu se duce. Și măcar n-am ajuns până la rampă. Vreți să vedeți o chestie stupidă? Dacia aici nu o să aibă nicio problemă. Deci vreți să vă arăt? O să luăm Dacia 1310 și o să vă arăt că o să ajungă până la final fără nicio problemă, pentru că nu e atât de rapidă și n-o să frână, iau ușor și... Ok, nu, rămâi în picioare, gata, a rămas în picioare. Îi țin maxim stânga, dar nu vreau... Mă, ce-a făcut, mă? Mă, ce bot lung are acum. Mă, ce-a pățit Dacia? Că mergea și apoi dintr-o dată a zis, nop, înapoi. Engine-ul e însetat de ulei. Mamă, la fel cum sunt eu însetat de... de bunătăți în viață. Ok, și Dacia a fost o dezamăgire, dar eu zic să-i mai dăm o șansă, oameni buni. Deci o să-i mai dăm o șansă. Ok, ia ușor în același timp. A, nu prea ușor. Gata, perfect, este... Ce s-a întâmplat, mă, cu camera mea de sub mașină? Gata, îi dăm. Ok, valve train damaged. S-a blocat motorul în momentul ăsta, nu mai contează, nu mai avem motor, dar este exact cum ar trebui să fie, merge drept. Nu pot să cred, i-am oferit o șansă. Am lăsat-o să gătească și nu ne-a dezamăgit. Oh my god, fix în copac! Nu ne-a dezamăgit, bă, sincer, Dacia a ajuns cel mai departe până acum. Am luat o Tesla Model Y albă și frumoasă și mergi. Doamne, ce gunoi de mașină. Nu mai voia să meargă înainte, mai zice ceva, era blocată în marșarier. Și vreau să urc pe un deal cu ea, vreau să văd... gen, deja s-a stricat. Vreau să văd dacă poate să urce dealul, este... Wow, e real de proastă în momentul ăsta. Ok, urcă, dar urcă mega greu. Actually, și cam ia viteză. 20 de mile pe oră, nu e rău. Asta nu știu cât înseamnă în kilometri. Like, mila e cât 1.6. Like, americanii proști, de ce nu folosesc kilometri pe oră? Și... încă urcă. Deci, oameni buni, Tesla asta chiar urcă. Sigur, dacă o bagi, ai baterie pentru like 3 secunde. Probabil nu o să apuci să ajungi în vârful dealului, dar... mamă, ce volan urât i-au pus pe interior. Bro, volanul de Tesla nu e așa. Ăi, cumva volan de Toyota. Ok, cred că nu mai urc. S-a dus la vale. S-a dus la vale și nu pot controla. Am avut și Tesla. Până acolo a putut să urce. Ok, este o dezamăgire totală. Și sincer, cred că acea oglindă costă cât jumătate din toți banii mei. Toyota Supra albă. Asta va urca dealul fără doar și poate. Vă zic eu, are like 1000 de cai. Am auzit că asta e...
Asta e gluma. Fiecare Toyota Supra are 1000 de cai. Nu mi-e rușine. 70 de mile pe oră l-a urcat dealul. Oh, god, am uitat de partea asta. Dacă rezistă... N-a rezistat. Ok, am înțeles. Deci la faza aia noi trebuie să facem un viraj, pentru că aparent e mult prea rapidă. Hai mă, nu mai fă mă drifturi, șmechere. Am lovit o piatră. Nu mai fă drifturi, mergi la deal, hai. Mamă, da, am lovit o piatră mare de tot. S-a adus și aripa aia, băieți. Hai, urcă, urcă, dă-i. Bă, dar mai schimbă odată. De ce o turezi așa de tare, doamne? Ție... Efectiv, ți s-a urât cu motorul ăla. Bă, dar urcă. Oh my god, a bătut la fund Tesla. Nu pot să cred. Nu! A supraviețuit. Bro, a bătut Tesla la fund. Uite-ne pe vârful dealului. Actually, nu știu care e vârful dealului. No! Ok, la asta nu m-am așteptat. Ai! Oh my! Am căzut de pe hartă. Oameni buni, am venit cu Lamborghini Mersie Lago-ul pe lună. Mamă, e prea mult nisip aici pe lună. Văleu, ce fel face! Am venit pe lună cu mașina și e vai de steaua ei, bro. Dar mai schimbă treptele. Aoleu, alunecă. Alright, e și gravitație pe lună. Cred că nu e foarte ușor de condus o mașină pe lună. Oprește-te odată! Mă, stai așa o secundică. Chiar așa s-ar comporta o mașină pe lună cu gravitația mai scăzută și n-are aderență? Oh. A, de asta n-are aderență, mă, că imediat se ridică de cur în sus. Oh, da, mă, da! Mamă, ce drifturi bune de gamer! Uite-te la drifturile astea, doamne, că bine m-ai făcut pe condus! Ah, ok, am pierdut controlul. Cred că nu mai supraviețuiește după piatra asta. A supraviețuit după piatra aia. Cred că nu mai supraviețuiește după piatra asta. Dacă se oprește, cred că o să... Oprește-te, te rog. Mama, a sărit ceva din ea și nu știu ce e. A, e spoilerul. Oh my god, oprește-te, stop, frână, ho, ho. Dacă... A avut două poziții în care putea să rămână. Am luat Mercedes-ul ăsta pentru că e... Doamne, ok, am crezut că nu o să fie atât rapid, dar e... Bro, nu se poate mișca de pe loc, dude. Uite cum o turează mult prea tare și nu vrea să plece de pe loc. Mergi! C63MG din părți. Ce gherlă de ordinară de mașină. În sfârșit a prins un pic de aderență. Bro, nu mai tot... Oh my god, Renault-ul meu merge mai repede. N-am găsit Renault ca al meu pe jocul ăsta, din păcate. Renault-ul meu merge mai repede, bro. E cu 30 de mile pe oră pe lună. Ceea ce înseamnă altceva, pentru că like, orele pe lună trec altfel, lol. Nu știați asta? Ba da, e super simplu. Normal că trec mai repede orele pe lună. Anyway... Sincer, am atins o piatră, gata, s-a ridicat. A lovit o piatră, gata, s-a oprit. Bă, actually, nu se comportă atât de rău. Oh, nu, actually, se comportă destul de rău. O, piatra. Nici n-a simțit piatra aia, ești nebun. Mă, ce suspensie de S-clasă are. Doamne, ce mașină bună, mă, nu se mai fac mașini ca asta. Dacia Berlina, exact. Mă, credeți că... Oh my god, e mai rapidă decât Mercedes-ul. E mai rapidă. Uite cu cât merge. Ok. Nu pot să cred că a aterizat și în picioare. Clar. Deci, numai după experiența asta, pot să zic că Dacia asta e mai bună decât Mercedes-ul ăla. Merge în 3 roți, dude. Uite-te la ea cât de bună e. Merge în 3 roți. Oh, uite steagul, e steagul acolo. Nu pot să cred, vreau să ajung până la steag. Vreau să ajung până la steag, oameni buni. Cu Dacia asta, care nu prea mai poate să mai vireze dreapta, dar virează. Perfect, și acum lovim steagul din plin și îl dăm jos. Pentru că e...
am trecut fix pe lângă. Ok, știi ce? Aia a fost mult prea greu, așa că m-am gândit să iau ceva mai ușor de făcut. Tot ce trebuie să fac este să duc un pasager jos de pe munte, pentru că trebuie să meargă la slujbă, gen. E ok, trebuie să lăsăm în spate, cum îi zice, greutatea nenecesară ca să fim mai rapizi, exact. Da, mă, frate, e foarte ușor. A, e o bombă la bord. Nu încetini, stai peste... Ok, nu știu, trebuie să fac stânga sau dreapta. Cred că tocmai am încetinit, cred că tocmai o să bubuie. Mergi și oh, god. Ok, asta explică multe. Corectă. Și apoi o stânga incorrectă. Deja vu, I just been into space before. Și tocmai... Wait, aici trebuie să fac stânga. Ok, vine rescue. Nu pot să cred că am fost iară peste... Cum? Sub. Bun. Pull along the rescue track. Bro, am peste... No! Ok, deci trebuie să fiu lângă. Alongside. Încetinește, nenorocitule, că nu poate camionul meu să meargă. Bro, am fost la 0.1 secunde. Deci vă vine să credeți, dă-te... Bro, dă-te puțin! Așa. Ok, pasagerii sar. Nice, pasagerii sar și suntem peste 34 de mile. Ok. Bro, cât de aproape? Nu poate să sară mai tare pasagerii ăștia nenorociți? Oh, trebuie să fie mai... Ok. 3, 2... Oh my god, era să încetinesc prea tare. Așteaptă-mă, bă! E cumva linia de finish aia? Sper să nu fie linia de finish. Bro, unde te duci? De ce faci? Dacă faci... M-a fraierit. Fițar... Mama aia să-ți fie. Bro, m-a fraierit. Las așa, bro. S-a pus pe banda de stânga. M-am gândit, bă, ce face ăsta? Se întoarce așa dintr-o dată? Nu s-a întors. Mi-a tras țeapă. Au murit oameni. Bă, ăsta mi-o ia înainte, ești nebun? Eu uite-l pe ăla din spate. Bă, am pierdut controlul. Astăzi pe BeamNG Drive vom testa o Dacia Duster. Ia uitați-o ce frumoasă și de poliție este, oameni buni. Este nou model de Dacia Duster de poliție cu stickerul ăsta șmecher nou. Când îl vezi, reduce viteza că nu vrei amendă. Apăsat butonul de like. Dacă ați mers vreodată cu un Duster, hai să strângem peste 4.000 de like-uri. Iar la interior e, vai de staua ei, 64.992 de kilometri. E modelul vechi cu motorul ăla foarte, foarte mega urât, dar să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă ați mers vreodată cu o Dacia Duster, pentru că eu nu am mers, deci am mers cu Logan, cu Sandero, am mers cu un nu știu exact cum se pronunță, dar nu am mers niciodată cu un Duster, iar astăzi vom testa Duster-ul ăsta pe câteva hărți, iar prima dintre hărți este asta, este șmecher rău și ai o grămadă de văi în care poți să te duci și dacă îi dăm în gură rău de tot la Duster-ul ăsta, are, mama, are 120 într-a patra, nu e rău. Ideea e că noi coborâm cu viteză și ar trebui totuși să nu avem foarte multă viteză pentru că trebuie să evităm aceste obstacole, mamă cât de mare e valea asta. 200 de km la oră are, în momentul ăsta eu nici măcar nu accelerez, se duce din frână, fițar, frâna să-ți fie de Duster, dacă supraviețuiește. Oh my god, a supraviețuit! Bine că n-am zis ce voiam să zic, am zis că ar trebui să zic ceva și bine că n-am zis, ești nebun, că nu era de bine. Bă, nu pot să cred că a supraviețuit până jos de tot, fără nicio problemă, ce e drept, a trebuit să-l controlăm puțin. Dar, da, s-a descurcat de minune. Bă, păi și Duster-ul ăsta, mașină bună, de ce să te mint? Sunt foarte curios, oare la deal ar putea să urce? Credeți că reușește Duster-ul ăsta să urce până în deal rău de tot? Adică, mi se pare că are o roată un pic cam strâmbă, având în vedere că se tot duce în dreapta. Nu mai trage, mă, dreapta, mă. Mama, s-ar putea să rupem ceva pe la suspensie aici. A sărit ceva din mașină, a sărit bara. Dar nu, dealul ăsta e prea mare, oameni buni. Nu poate, mă, Duster-ul ăsta să urce atâta dealul, ești nebun? No, ia uite-l, s-a împotmolit deja. Vai, dar e mare rău. Bă, e prea mare, nu mai. Dă-i a întâia și calco. Bă, nu pot să cred că cu a întâia urcă.
Oh, nu-i da a doua, nu-i da a doua, bro. Băi, e nebun ăsta de conduce. Tot vrea el să-i dea a doua. Nu-i da a doua, nu pot să cred că urcă. Uite-te la dealul ăsta cum urcă. Oh, ușor. Hai, dă-i întâia, dă-i întâia, așa. Asta vreau să văd. A supraviețuit până jos și nu numai că a supraviețuit, a fost în stare să urce sus de tot înapoi și suntem aproape sus rău de tot. Dar după cum spuneam, pe harta asta avem mai multe drumuri de astea foarte, foarte periculoase pe care putem să mergem. Nu mai are rost să urcăm, deja știm, oameni buni, că astrul ăsta o să urce până... Am o idee, ce-ar fi gen să încercăm o șmecherie? Ok, nu știu ce am vrut să fac, dar... Cumva încă a supraviețuit. E bine, bravo, mă, Duster, mă. Ia uitați-vă la Dusterul ăsta care nici măcar nu mai e cu sigla Dacia, e cu sigla Renault. Păi, ești nebun. S-a întâlnit hoțul cu prostul, îi dăm 100 și ceva și hai să vedem dacă reușește să iasă din... Nu cred că reușește să iasă, doar cu a întâia, cu a întâia, dă-i a întâia, bro. Nu pot să cred că nu reușește să iasă din această piramidă cu a întâia. Bă, Dastere, nu pot să cred că ne-ai dezamăgit în felul ăsta, bă. Aoleo! Din piramidă n-a reușit să iasă pentru că nu are suficientă putere, dar hai să vedem ce se întâmplă dacă încearcă să coboare o piramidă. S-a dat din prima cu capul în jos. S-a dus la pisicii lui să se ducă, că ăsta nu mai supraviețuiește. Deci dacă se poate mișca măcar un centimetru când ajunge jos, Dusterul e mașină bună. Nu se poate mișca, nu e bună. Ai o roată de-a mea acolo în depărtare. Why are you running? O prima încercare n-a fost cu succes, dar eu cred că mașina asta are speranța să ajungă până jos și să fie încă utilizabilă, numai că probabil o să fiu sincer cu voi, nu în încercarea asta. Cred că s-a lovit motorul mult prea tare. Actually, bă, e posibil să supraviețuiască, mă credeți? Hai, dacă pică și în roți, a picat pe... cred că am înduit un pic cam tare ceva de pe acolo. Stai să o punem în roți. Mai pleacă de... Nu pot să cred că merge. Uitați-vă la ea că încă merge, Dusterul ăsta. E nebun. E nebun, vă zic. În prima încercare n-a reușit, dar în al doua, sincer, m-a impresionat. Păcat că n-a picat în roți. Că dacă pica în roți și pleca de acolo fără ajutor, deja îi dădeam 10 din 10. Hai acum să-i dăm un pic de goarnă. Aici în deșert să vedem cum se controlează. Pe nisip, că pe nisip e problemă. Ia uite, uite, uite cât de greu virează pe nisip. Ce e acolo așa? E Sphinx-ul ăla, gen... Aoleo, gata, s-a dus controlul. Îi facem dreapta direct, nu mai are rost. Da, mă, e Sphinx-ul acolo, piatra. Am rupt ceva pe sub ea. Am pierdut bara. Bă, oameni buni, am pierdut bara, dar mașina încă se descurcă fără probleme. Mamă, da, nu știu ce s-a întâmplat cu portierele alea. Au zis, bro, noi ne deschidem, nu știu de tine. Bă, pe nisip, sincer, n-am ce să zic. Chiar se... Mai mănânci portiera aia din spate? Nu mai mănânc, bro. Pe nisip chiar se descurcă. Asta chiar e versiunea dakarcică a Dusterului. Dar hai să vedem acum cum se descurcă pe zăpadă. Fără portiera aia, nu mai avem nevoie de ea pe zăpadă. Suntem aici în pădurea asta frumoasă cu zăpadă și o să încercăm să vedem dacă îi dăm un pic de viteză. Reușim să controlăm noi Dusterul ăsta, ia să vedem, putem să o luăm pe acolo off-road, dar nu o să o luăm. O să o luăm pe aici, mamă cum alunecă, mamă și ce drifturi. Aoleo, stai așa, stânga sau dreapta, stânga. Aoleo, stai că stânga nu e bine, că ne întoarcem înapoi. Mă, ce Dumnezeu mi-e locul ăsta că... Mi-am luat seacă, m-am întors fix de unde am plecat. Păreri? Deci ziceți-vă părerea despre ce s-a întâmplat în secțiunea de comentarii chiar în acest moment, dar de data asta nu, m-am supărat și fac dreapta pe aici prin pădure. Deci dacă nu-i dai rău de tot în gură, mașina asta chiar se descurcă, a derapat acolo un pic. Bun, dar nu are problemă, chiar nu are problemă, chiar se descurcă foarte bine, nu înțeleg unde e drumul aici, e totul prea alb, nu văd absolut nimic, bro. Aoleo, gata, am pierdut controlul, frână. E ok, încă funcționează. Dă-i cu spatele. Bun, și acum dă-i cu fața. Nice. Bă, deci tu știi cât de trist e să-l vezi venind și să știi că toată frâna pe care o pui nu e suficient? E ceva gen, bag picioarele în ea de frână că nu funcționează. Da, uneori în viață pui frână și nu se mai oprește mașina și apoi ai lovit oameni pe trece. Mare importanță. Haideți să vedem
drumul cu zăpadă. Deci off-road, sincer, chiar se descurcă. O să mai luăm puțin la vale în direcția asta. Îi dăm un pic de viteză și apoi frână. Mamă, stai că trebuie să facem cel mai mare viraj al... Bă, mă credeți că a supraviețuit fără nicio problemă? Bine, e spart parbrizul și dacă tot e spart, hai să scăpăm de el de tot. Aulă. Frate, vreau să sparg parbrizul. Mă, ăsta e cel mai bine prins parbriz pe care l-am văzut în viața mea. N-am fost în stare să-l smulg. Am ruinat mașina. Parbrizul e încă acolo. Eu nu pot să cred așa ceva. Hai să supunem Duster-ul ăsta la testul off-road suprem. Deci nici măcar nu o să mai mergem pe străzi. O să încercăm, hai că urcă, să o luăm prin pustietate, printre copaci, prin păduri și printre mure. Mergem la bunica să ne vadă, pentru că are like 80 de ani și posibil să nu mai trăiască mult, așa că vrem să o mai vedem o dată. În ce m-am blocat? Mă, în ce e mă blocată? Da, și-a bătut joc. Nu, harta asta chiar și-a bătut joc, oameni buni, că eu chiar voiam să trec pe acolo și era suficient loc. Bă, dar se descurcă off-road, n-am ce să zic. Deci noi, cred că chiar putem să ieșim cu spatele printre copaci ăștia doi de aici. Nu pot să cred că iese. Oh my god, a ieșit printre copaci! Dă-i, bro, dă-i cu antăia și dă-i goarna, asta vreau să văd. Bă, cea mai bună mașină de off-road asta. Eu n-am văzut în viața mea o mașină să facă lucruri de genul pe zăpadă în pădure. Hai, zi-mi că nu pot să trec nici pe aici. Nu pot să cred că nu pot să trec pe aici. E o cracă de like 3 centilitri. Mașina trebuia să rupă craca aia, ești nebun? Dar mașina e bună, n-am ce să zic. Hai să coborâm de data asta pe această pantă. Nu știu ce se află pe ea, dar de data asta o să-i dau în gură rău de tot, băi. Deci eu nu mai iau degetul de pe accelerație și aici o să pierdem controlul. Da, ne-am lansat pe orbită. Unless. Ok, nu, ne descurcăm. Ținem W-ul maxim. O, fițar pământul să-ți fie. A, s-a gândit ăsta să pună groapă cu pământ acolo. Ce Dumnezeu? Încă merge! Ho, 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 ho. Nu pot să cred că încă merge. Marș, mă. Aulă! Te rog, ridică-te în roți. Oh, no, bro, încă merge. Hai să coborâm de data asta cu SC-ul off, oameni buni. Nu știu exact ce face SC-ul. Nu e ceva de la control, de la controlul stabilității sau ăla e SP-ul. Nu știu că stai 10.000 de sisteme în mașinile astea. O, trâne, bunule! Frână, fițar. Nu, pierde controlul. A, pierdut controlul. Ok, o să alunece frumos. Până când o să picem picioare și o să funcționeze în continuare. Rear right half shaft broken. A, e 4x4, mă? Sau ce e Duster-ul ăsta? Cred că ăsta e 4x4. Nu pot să cred că încă merge. Ok, ia-o. A luat-o. Nu i-a plăcut, mă. Nu i-a plăcut să o ia, mă, în viața asta. Nu, fii atent. De data asta vreau să fac o chestie. Eu vreau să ajung până la locul ăla unde ai acea rampă foarte mare. Așa că o să-l ținem destul de ușor. Și punem aici un pic de mega frână și acum suntem aici. O ținem pe direcție. Uite rampa acolo. Am călcat pe ceva, nu știu pe ce. Probabil demnitatea mea. Nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă tot e să vorbim de faptul că n-am demnitate. Și acum pe rampă, pe rampă sus de tot. Pe rampă sus de tot! Mamă, uite-l, frate, engine starved of oil. Eu ce vrei să-i fac, că n-am control asupra chestii. Dacă pică în roți și mai... Deci dacă supraviețuiește la faza asta și mai este în stare să se miște... Bă, aproape, deci motorul e intact, oameni buni, numai că nu mai are roțile din față. Bă, e prea bună mașina asta, frate. Bă, e mult prea bună și după cum spuneam, harta asta este foarte mare, așa că ia uitați aici, putem să mergem la Downhill Highway. Ia stai că aici e altă treabă, bă, frate. Aici gen e o, cum îi zice, o autostradă. No, nu știu ce. No texture. Cum adică no texture, mă, că este textură, e... Da, nu știu exact de ce scrie no texture acolo, pentru că e... Mamă, ia stai așa, câtă viteză putem să-i dăm pe autostrada asta în vale? Uleu, și unde ne ducem după? 250, 259, 261?
267. M-am aprins ăsta 260 și ceva. Și acum nu mai poate, nu mai poate. Dar ce se întâmplă? Până aici a fost, nu? Aolo, zidul. Zidul. Oh my god. Cum ar fi fost încă să funcționeze? Am zis, dă-o bă, că aici nu, a izbit motorul direct. Deci motorul, oameni buni, a ajuns cumva. Ce face, mă? Tremură. Nu știu unde. A ajuns pe locul din spate, cu tot cu volan și tot. Cred că toată mașina are doar locul din spate în momentul ăsta. E bai și amar de steaua ei. Deci am mers pe autostradă până când ne-am lovit de zidul ăla. Acum hai să vedem aici ce se întâmplă. Că aici chiar avem ceva șmecher. O să o luăm la vale. Păi ce mă aia pe sus? Ai lumina aia mă. Da mă da. Deci astea sunt mai multe lane-uri și iar o să-i dăm în gură rău de tot aici, să ajungem iar la 200 și ceva de kilometri. Dar nu știu ce se află jos. Deci eu chiar nu știu ce se află jos și sunt curios dacă ar putea să urce Duster-ul ăsta cu ceva după el. Dacă am pune Duster-ul să tragă un alt Duster după el și nu prea îmi dau seama ce se întâmplă aici, o să ne izbim de ceva și murim. Ce se întâmplă? Ce acolo? O să intrăm în copac? O să... O, ne rupe bordura. Olo! Mamă, s-a făcut bucăți. Bucăți rău de tot. Dar eu am o idee. Cum ar fi să legăm de acest Duster încă un Duster? Am legat Duster-ele unul de altul. Problema e că dacă trage mult prea tare, s-ar putea să fie o mică problemă. Având în vedere că Duster-urile astea sunt legate unul de celălalt de bara spate și de bara față, ar trebui să plecăm relativ ușor ca să nu se smulgă bara. Ia uite mă că îl trage mă, deci Duster-ul de poliție trage fără problemă un alt Duster. Hai să vedem ce se întâmplă dacă o luăm la vale cu ambele mașini, sunt foarte curios. Ăla din spate o să stea acolo și în spate fără nicio problemă, noi o să stăm aici și o să controlăm pe asta. Aulu, aia... Bă, stai așa, ce face ăla? Aulu! Mamă, stai că l-am pierdut pe ăla pe drum, bara mea! Nu, rămâne la în spate, oameni buni, ia uitați-l ăsta, săracul vai de el. Ai, 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 iar celălalt s-a dus, da, n-avem ce să mai facem, ăsta se duce încă la vale. Ia uitați băieți că am smuls bările la aceste dastere și le-am legat, cred eu, de, cum îi zice, de main body frame, ați înțeles voi, ceva de genul ăsta, nu știu, e legat de partea de metal. Dar de ce nu vrea să-l tragă, mă? Bă, de ce nu vrei, mă, să-l tragi? Așa mai da, bun. Și acum îl tragem după noi. Bă, și întrebarea mea e, dacă am luat, cum ar fi să facem un trenuleț din Duster-e? Dar cred că prima mașină care le trage ar trebui să fie altceva. Mamă, dacă băgăm avionul, care e de fapt un... Aulă, stai că... Bă, ăsta mi-o ia înainte, ești nebun? Ia uite-l pe ăla din spate. Bă, am pierdut controlul. Aolo. Nu, l-am preluat din nou. Nu, mă împinge ăsta afară. Mă face să-l înjur. Te înjur, mă, dă-te mai încolo. Aolo, nu mai e. Atâta s-a putut, au frânat mașinile astea, ăsta nu mai are un cauciuc. Gândiți-vă că pe ăsta din spate nu îl pușa nimeni cu accelerație, el era așa și el mergea de nebun, dar nu pot să cred că, aolo, că cumva reușea să mă prindă, da, am făcut o cacofonie, ce aveți de gând să faceți? Să mă bateți cu mușchii ăștia? Ha, că dacă vă dau două. Și acum hai să facem clasicul impact cu bila emoji flashed, oameni buni, să-mi scrieți flashed emoji în secțiunea de comentarii, hai să vedem. Cât reușește să-l împingă, nu l-a împins. Mă, sincer, l-a împins puțin, dar apoi s-a rostogolit destul de frumos, iar mașina e, papa, nu mai avem motor. Da, nu știu ce să zic. Sincer, mi-a întors emoji-ul ăsta cu craci în sus și chiar a mers destul de mult. Deci, oameni buni, trebuie să recunoașteți că distanța asta este destul de rezonabilă. Sincer, sunt impresionat de Duster în momentul ăsta. Ah, avem Duster-ul legat de autobuzul avion și tocmai mi-am dat seama după 3-4 episoade că sunt prost. În cazul în care nu v-ați dat seama, sunt destul de prost. Sunt destul de neinteligent pentru că aparent poți să controlezi autobuzul avion.
poți să-l faci așa, să se ducă în stânga, în dreapta. Și tot timpul ăsta eu nu am știut. Așa că haideți să îi dăm un pic de viteză, să avem după noi Duster-ul bun. Din momentul ăsta putem să activăm viteza maximă. Duster-ul a rămas după noi în momentul ăsta. Încercăm să ne ridicăm. Ok, ok. Și acum zburăm și putem să și controlăm. Uite cum atârnă Duster-ul. Oameni buni, nu pot să cred că pot să controlez ăsta. În tot timpul ăsta am crezut că nu se poate. Mamă, mă trage Duster-ul rău de tot. Mă trage Duster-ul rău de tot. Oameni buni, nu pot să cred că nu mi-a zis în tot timpul ăsta că eu chiar pot să controlez autobuzul, avion. Este cea mai tare chestie ever. Oh-oh, 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 oh-oh. Am pierdut controlul de mult. Oh-lo! Duster-ul unde e? Ok, Duster-ul e... A rămas... Nici că jumate de Sandero din Duster. Bă... Sincer? Ha? Deci, nu pot să cred că chiar pot să controlezi ăsta, dar controlul se face destul de greu, în sensul că dacă ai agățat un Duster de tine, da, nu e papa, dar ia uitați cât de ușor se controlează dacă nu am un Duster legat de mine. Și eu am o idee, fiți atenți, haideți să încercăm să îl dăm cu craci în sus și acum îi dăm așa. Nu, ridică-te! Aulo! Da, nu e... E un pic mai greu decât ați crede, dar poate fi controlat. Mă, ce se aude așa? Mă, ce facem, autobuzul ăsta e posedat de diavoli. Avem Duster-ul, iar de el am legat niște Among Us. De ce? Pentru că de ce nu, frate? Ce, eu n-am voie să trag Among Us și cu Duster-ul și o să încercăm să intrăm prin, cum îi zice, prin aceste tuburi colorate, oameni buni, cu Among Us. Și numai că nu mai aduc aminte dacă aici trebuia să o iei ușor sau foarte repede. Cred că, aulă, destul de ușor aparent la primul... La primul hop, prima provocare din tunelul ăsta este să mergem în ceea ce acum îi dăm goarnă. Am pierdut Among Us și ajutor. Viața mea nu este absolut deloc interesantă fără Among Us. Mă, numai eu am PTSD, gen, mă uit la, să zicem, un film și dacă cineva zice cuvântul Among sau mai ales Among Us, că s-a întâmplat de câteva ori, eu sunt ceva gen, no way! A zis Among Us. Așa mă comport. Cred că am înnebunit. Am 28 de ani, păreri. Among Us și da, sunt pierduți. Mă, sincer? Ha? Bă, sincer? Hold up, hold up, hold up. Deci voi vreți să-mi ziceți că nu ați cumpăra o Dacie care arată așa? Deci voi vreți să-mi ziceți că nu ați cumpăra o Dacie care arată așa? Uitați-vă la Dacia asta, da? Și ziceți-mi că n-arată bine. Bă! Oh my god, Dacia, plătiți-mă în momentul ăsta. Am luat un Duster, l-am aplatizat și sincer, Dacia trebuie să facă o mașină sport care să arate așa și să aibă like 120 de cai, adică nu foarte mult, știi, să fie așa la troll. Sincer, să-mi ziceți în secțiunea de comentarii dacă ați cumpăra așa ceva, pentru că eu sincer aș cumpăra. Ia uite, uite cât de aerodinamică e, uite, o să intre cu atât de multă grație în apa aia. Da, uite, vezi? Bă, cât de bună e, bă, cât de frumoasă e. Fiți atenți că de data asta vreau să vă lansez o provocare. Dacă eu reușesc să ajung cu Duster-ul ăsta până jos, dându-i în gură rău de tot, fără să pun frână, sunteți obligați prin lege să-mi dați toți banii voștri ca să cumpăr o Dacia Duster. Nu pot să cred. Scoateți banii, băieții mei! Scoateți banii! Da, Doamne ferește, izbește-o de zid și apoi de copac și apoi lasă-mă să o mâr. A luat foc. Oribil. O tragedie. Și acum, la final, haideți să testăm ce se întâmplă dacă ducem Duster-ul ăsta de poliție pe niște rampe de GTA. O să încercăm să nu pierdem controlul și l-am pierdut. Nu, 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 încă l-am, încă l-am. Una stânga, una dreapta și s-a dus controlul. Băieți, se rotește, roata vieții se învârtește, tra-la-la. Duster-ul este o mașină destul de bună, dar am rimat, da, cu da, nu sunt cel mai bun liricist, dar cred că ajunge până... Mama, a ajuns până la rampa de final, oameni buni. Acum, dacă reușește să reziste la căzătura asta... Ha? Vă dau 100.000 de euro. Ah, fir, dar uite că n-a rezistat, mă.
Mă, ce rău îmi pare, oameni buni. Eu chiar credeam că o să reziste, dar n-a rezistat. Acum, nu știu, am zis că vă dau 100.000 de euro, dar dacă n-a rezistat mașina, nu vă dau.